Stimați colegi, bună ziua tuturor! Astăzi are loc ședința Consiliului Științific Specializat la Academia de Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe economice a doamnei Hiriei Caterina. Dați-mi voi mai întâi să vă dau citire, așa, scurță, vă duc la cunoștință cu decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 23 februarie 2024, cu privire la formarea Consiliului Științific de 521-03-24-12, clasă, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor științe economice a doamnei Hiriei Ecaterina, cu tema Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Specialitatea 521-03, economie și management în domeniul de activitate. Conducător științific, domnul Roșco Anatolii, doctor în științe economice, conferențiar cercetător, în următoare componență. Stratan Alexandru, președinte. Timuș Angela, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar cercetător. Bacolovski Dorin, doctor în științe economice, conferențiar cercetător. Trofimo Victoria, doctor în științe economice, profesor universitar. Ciobanu Ghenaie, doctor în științe economice, conferențiar cercetător. Din România. Gagauz Olga, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător. Și referenții oficiali, la fel aprobați prin această decizie, sunt profesorii domnul Ari Bârcă, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, și doamna Oxana Levitsky, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Stimați colegi, acestea fiind puse, trebuie să mai menționez că toți membrii Consiliului și referenții științifici au competențele și abilitățile necesare pentru evaluarea acestei lucrări, dispun de lucrări științifice la tema tezii. De aceea, vă propun tuturor să demarăm ședința, dacă nu aveți nimic împotrivă. În continuare, îi oferim cuvântul secretarului științific al Consiliului, doamnei Angela Timuș, pentru a trece în revistă. Deci, actele care au fost depuse în dosarul pretendentului, și corespunderea acestora actelor normative ale ANACE. Doamna Timuș, aveți cuvântul. Stimate domnul președinte, stimați evidenți oficiali, în rata asistență, rata pretendent conducător științific, voi nominaliza succes foarte repede actele care au fost depuse la Consiliul Științific Specializat de 521-03-24-12 în vederea susținerii publice a tezei de doctorat Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale persoanelor vârstnice. Decizia de formare a Consiliului Științific Specializat, nominalizat, eliberată de către ANACER, hotărârea seminarului științific de profil din cadrul INCI, în care a fost examinată teza, avizul făcute de referință la acest seminar, copia listei de prezență a membrilor seminarului, formularul de evaluare a tezei de către seminarul științific de profil, după care urmează informația privind efectuarea modificărilor la teze, semnată de către președintele seminarului, secretarul științific, conducătorul și pretendentul, lista publicațiilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific, avizul pozitiv a ședinței unității primare de cercetare, în cadrul căruia a fost examinată teza. Avizul conducătorului științific la tema tezei de doctorat. Lista organizațiilor în adresa cărora au fost expediate rezumatele și inclusă în listă. Această listă a fost aprobată în cadrul ședinței preliminare a Consiliului Științific Specializat. Adeverința de depunere a tezei în Biblioteca Științifică SEM. Suplimentul, care este aici, și teza de doctorat cu rezumatele, care sunt aici.
suplimentar, conform regulamentului, cu 12 zile înainte de susținere, au fost depuse avizele referenților oficiale, nominalizați domnul profesor Alex Vârgă și doamna conferențiar Oxana Levitsky, și avize care au parvenit la rezumat, inclusiv a fost inclus în dosar și avizul membrului Consiliului Științific Specializat, domnul Ciobanu Ghenadi. Dosarul este complet și corespunde cerințelor acestea. Vă mulțumim, doamnă starș științific. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la doamna Timuș, referitor la actele prezentate și corespunderea acestora actul normativ la NACEC? Nu sunt. Atunci vă propun să-i oferim cuvânt candidatul la titlul științific, doamnei Caterina Hegher, pentru a ne prezenta pe parcursul a dedulit 20 de minute, conținutul tezei și principalele rezultate la care ați ajuns, după care vă răspunde la întrebări. Doamna Hegher, vă spun. Bună ziua, mult onorată asistență, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. În primul rând, aș dori să vă spun că a fost un parcurs lung. Vă prezint astăzi teza mea, politici și manageriale de diminuare a excluziunii sociale persoanelor vârstnice, conducător domnul Anatolie Roșco. Actualitatea temei de cercetare. Reducerea populației și procesul îmbătrânirii demografice afectează structura populației economic active, contribuind la îmbătrânirea pieței forței de muncă, instabilitatea sistemului de asigurări sociale în urma micșorării numărului contribuabililor. Totodată, pensiile mici, fiind ca sursă principală de venit, nu asigură necesitățile pensionarilor, iar existența restricțiilor după vârstă la antrenare pentru de piața muncii nu permite de a obține un venit suplimentar în unele cazuri. Astfel, toate acestea sunt cauzele principale ale înrăutățirii nivelului și a condițiilor de trai ale persoanelor vârstnice. Ca o consecință a stereotipului predominant, conform care persoanele sunt o povară și o resursă învechită pentru societate, persoanele vârstnice se confruntă cu multe probleme în diferite domenii, precum și reduce accesul persoanelor vârstnice la serviciile medicale, sociale și educaționale. O persoană vârstnică se confruntă cu o varietate de restricții în activitate economică și socială, în urma cărora există un număr mare de condiții prealabile pentru a o exclude din viața socială. În lipsa unei politici eficace de implicare a populației vârstnice în viața socioeconomică, societatea modernă pierde potențialul uman care, având experiență, nu își poate realiza capacitățile profesionale, spirituale și creative. Actualitatea temei abordate se explică și prin faptul că în politicile sociale existente în Republica Moldova, problema excluziunii sociale a vârstnicilor este slab dezvoltată și în acest sens apare necesitatea unor argumentări științifice pentru reactualizarea acestora, reieșind din experiența internațională și standardele relevante. Scopul cercetării. Cercetarea multidimensională noțiunii de excluziune socială a persoanelor vârstnice și dezvoltarea acestui concept în urma analizei teoriilor existente și a situației reale în domeniul dat, fundamentarea unui concept de strategie managerială care ar permite diminuarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a politicilor manageriale în domeniu. Primul obiectiv care ne-am propus este clarificarea conceptelor teoretice asociate fenomenului excluziunii sociale. Reieșind din toate teoriile studiate pentru procesul de cercetare, am făcut o sinteză a aspectelor cercetării care ne-a permis să elaborăm o noțiune proprie, o definiție proprie. Astfel, excluziunea socială reprezintă un proces de formare a excluderii sociale ca urmare a acțiunii unui șir de factori extern și intern, manifestată prin ruperea legăturilor sociale, refuzul de a participa la diverse tipuri de interacțiuni sociale și de a folosi mecanismele de integrare socială, conducând la punctul său extrem, la izolarea socială a individului. Al doilea obiectiv propus este evaluarea situației socială-economice a persoanelor vârstnice din Republica Moldova.
În Republica Moldova, coeficientul de îmbătrânire a populației este într-o creștere permanentă. La începutul anului 2023, coeficientul de îmbătrânire a populației a constituit 23,8%, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. La 1 ianuarie 2022, numărul total al pensionarilor a constituit 675.000 de persoane, dintre care 77,2% erau pensionari pentru limita de vârstă. În Republica Moldova, presiunea asupra sistemului de pensii este una enormă. Astfel, în ultimii ani, rata poverii de pensionari era de 1,2 angajați la un pensionar, crescând nesemnificativ în anul 2022, fiind de 1,3 angajați. Valoarea medie a minimului de existență pentru pensionari în anul 2021 a constituit 1.811,07 lei. Fiind în creștere față de anul precedent cu 2,9%. Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă a permis acoperirea valorii minimului de existență pentru pensionari în proporție de 143,3% în anul 2021. Conform datelor anchetei Forței de Muncă, în anul 2021, numărul persoanelor vârstnice active din punct de vedere economic a constituit 9,2% din totalul persoanelor active. Conturile pensionarilor angajați în câmpul muncii este de 24% în anul 2022, fiind într-o creștere continuă în ultimii ani. Treilea obiectiv care ne-am propus este elaborarea mecanismului de evidențiere a riscurilor psihosociale a persoanelor vârstnice. În cadrul cercetării efectuate au fost elaborate două anchete. A fost efectuată investigația prin anchetă, având în sfera de cuprindere persoanele cu domiciliu stabil în centrele de cercetare urbane și rurale selectate, obiectul înregistrării fiind persoanele vârstnice și la pensie, ocupate și inactive, și anume femei în vârstă de la 58 până la 75 plus ani și bărbați de la 63 până la 75 plus ani. Eșantionul total a constituit 207 persoane, dintre care 125 inactive și 82 persoane ocupate pe piața forței de muncă. În acest slide vedem repartizarea pe încadrarea câmpul muncii și medii rurale. Din totalul respondenților încadrați în câmpul muncii, femeile constituie cea mai mare pondere, constituind 74,4% și doar 25,6% de gen masculin. La fel, din totalul respondenților inactive, la fel femeile constituie cea mai mare pondere. Motivele pentru care determină persoanele vârstnice să lucreze și după pensie sunt multiple, deseori combinându-se mai multe, și anume starea de financiară precară și dorința de a se simți membru de plin a societății. Principalul motiv al inactivității respondenților a fost nominalizat concedierea la atingerea vârstei de pensionare conform legislației în vigoare, procentul fiind de 51,6%. Un alt motiv destul de important a fost denumită starea rea de sănătate, care nu le permite de a continua munca după ieșirea la pensie. Factorii excluziunii sociale sunt reprezentați în următoarea figură, arătând indicatorii domeniilor și a factorilor de acțiune aferenți excluziunii sociale. Unul și același factor se poate manifesta în diferite sfere ale vieții, dând naștere excluziunii sociale în unul sau în mai multe domenii. Dar, pe de altă parte, acțiunea factorilor dintr-un domeniu de excluziune socială poate fi blocată de acțiunea factorilor dintr-un alt domeniu. Trăsăturile distinctive ale excluziunii sociale persoanelor vârstnice sunt reducerea veniturilor, stări depresive, înrătățirea sănătății, izolarea de la viața socială, înrătățirea condițiilor de trai, alimentația ce nu corespunde nevoilor fiziologice. Principalele forme de manifestare a excluziunii sociale sunt insuficiența veniturilor, drept exemplu o situație clasică de sărăcie, accesul limitat la serviciile sociale de stat, accesul limitat la serviciile medicale, accesul la bunuri și servicii educaționale. Al cincilea obiectiv, ne-am propus evaluarea econometrică a factorilor de impact asupra excluziunii sociale a persoanelor vârstnice.
Evaluarea nivelului de excluziune a persoanelor vârstnice implică elaborarea unui model de dependență a situației materiale de factorii de impact a excluziunii sociale. Pentru studiu a fost format, pentru teză, a fost format un sistem de factori pe baza datelor investigației prin anchetă. În calitate de variabilă dependentă este utilizată situația materială a persoanelor vârstnice. Folosind algoritm pas cu pas pentru a include variabile semnificative și exclude pe cele nesemnificative, a fost obținut un model de regresie a excluziunii sociale pe care îl aveți pe ecran. Modelul de regresie liniară multifactorială a excluziunii sociale persoanelor vârstnice din Republica Moldova arată că mărimea pensiei pe care o primesc persoanele vârstnice, venitul mediu lunar obținut înainte de pensionare, nivelul de educație, starea de sănătate și problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice, formează acest model. Obiectivul 6. Argumentarea modelului și strategiei manageriale de diminuare a excluziunii sociale. Modelul realizării managementului politici publice privind diminuarea excluziunii sociale conține următoarele componente. Excluziunea socială a persoanelor vârstnice fiind problemă identificată, evaluarea factorilor de impact asupra excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, persoanele vârstnice aflate în excluziunea socială ca fiind subiectul cercetării, modelul de realizare a managementului politici, politici sociale orientate de către persoanele vârstnice în situație de risc social, drept obiect, metode de management care nu le voi numera și rezultatul scontat din diminuarea riscurilor de excluziune socială, tranziția de la excluziune la incluziune a persoanelor vârstnice. Rezultatele obținute în urma analizei necesitatea strategiei manageriale de diminuare excluziunii sociale persoanelor vârstnice se datorează tendințelor de îmbătrânire a populației Republicii Moldova și necesității de a determina noi scopuri și obiective prioritare pentru stat și societate în raport cu persoanele vârstnice și întreaga societate. În acest scop, de către mine a fost elaborată strategia managerială de diminuare excluziunii sociale pentru persoanele vârstnice, care conține misiunea, domeniile prioritare, implementare, fiind asistența socială, modernă acordată persoanelor vârstnice, protecția drepturilor persoanelor vârstnice, dezvoltarea pieței serviciilor sociale și medicale. Încerc scuze. Suportul psihologic acordat persoanelor vârstnice, accesul extins al persoanelor vârstnice la resurse informaționale și educaționale, accesul sporit al persoanelor vârstnice la activitate economică, mecanisme de implementare, organizatorică manageriale, de gestiune a resurselor umane, de gestiune a resurselor informaționale. Rezultatele așteptate în urma implementării strategiei manageriale sunt îmbunătățirea nivelului de trai, dezvoltarea activității socioeconomice, inclusiv a logistității active, stereotipul prietenos al categoriei persoanelor vârstnice în societatea noastră și diminuarea excluziunii sociale ale persoanelor vârstnice în diferite domenii. Metodele de... Pentru cea mai eficientă monitorizare a excluziunii sociale este recomandabil de acționat după următorul algoritm, de depistat situația actuală, de făcut comparația cu situația perfectă în cazul dat absenței excluziunii sociale, identificat obstacole în calea atingerii situației ideale și de elaborat măsurile manageriale. Permiteți să trec la concluzii. În urma studierii cadrului teoretico-conceptual al fenomenului excluziunii sociale și a trăsăturilor sale distincte în Republica Moldova, a fost determinat că definiția este incompletă. În acest context a fost dezvoltat, precizat și completat conceptul excluziunii sociale. În scopul evaluării situației social-economice și din țări particularităților excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, au fost elaborate două anchete pentru două categorii de persoane vârstnice, după principiul de antrenare în activitate economică. Pentru determinarea impactului cantitativ a unui anumit factor asupra situației socioeconomice a persoanelor vârstnice a fost elaborat modelul econometric liniar, care reflectă interdependența tuturor factorilor de impact.
Analiza veniturilor mici și a nivelului de trai scăzut, precum și mărimea mică a pensiei, ca o sursă principală de venit, a permis de a concluziona că acestea sunt factori specifici care nu permit persoanelor vârstnice de a-și asigura condițiile decente de trai. Unele prevederi discriminatorii ce se conțin în legislația muncii, anume Codul Muncii Republicii Moldova în vigoare, nu permit persoanelor vârstnice de a desfășura activitatea de muncă în condiții egale cu angajați mai tineri și pot fi disponibilizate în orice moment. În consecința dezvoltării tehnologiilor noi și informatizării, a apărut necesitatea în formarea și recalificarea profesională a persoanelor vârstnice, asigurarea accesului la serviciile educaționale. Existența unui acces limitat la serviciile educaționale, medicale și sociale, în special în localitățile rurale, tipurile de servicii sociale și medicale slab diversificate și de calitate joasă a acestora contribuie la excluziunea socială a persoanelor vârstnice. Interconexiunea slabă dintre structurile instituționale care se ocupă cu problemele persoanelor vârstnice, managementul social imperfect, ceea ce nu rezolvă în măsură de plină problemele excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, necesită perfecționarea esențială și implementarea unor modele și metode moderne în domeniu. În societatea rămâne o percepere negativă a persoanelor vârstnice ca o povară pentru populația ocupată și tineret, ceea ce necesită schimbări în promovarea imaginii pozitive a acestei categorii de populație. Pe fundalul importanței majore a problemelor persoanelor vârstnice, necesității prevenirii excluziunii sociale a acestora în cursul management în sfera socială nu se conține instrumentarul necesar de soluționare problemelor menționate. Drept recomandări. Suplinirea, redezvoltarea conceptului precizat și completat a excluziunii sociale. Ceea ce s-a făcut de mine în definiția care am prezentat-o anterior. Promovarea de către autoritățile publice, centrale și locale a modelului și strategiei manageriale de diminuare excluziunii sociale pe persoanelor vârstnice. Susținerea de către autoritățile publice, centrale și locale prin intermediul mass-media a unei imagini pozitive a persoanelor vârstnice ca o resursă potențială de muncă în condițiile îmbătrânirii populației țării și să aibă un impact pozitiv asupra economiei în ansamblu. Se recomandă utilizarea modelului econometric liniar multifactorial pentru determinarea impactului cantitativ a unui anumit factor asupra situației socioeconomice a persoanelor vârstnice pentru elaborarea politicilor sociale argumentate de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Stimularea prelungirii vieții de muncă a lucrătorilor vârstnici prin învățare pe tot parcursul vieții, crearea unor condiții de muncă favorabile pentru lucrătorii în vârstă, creșterea concediului adaptând natura muncii efectuate la condițiile care vor permite maximal de a păstra sănătatea lucrătorilor. Perfecționarea cadrului legislativ în domeniu în vederea excluderii discriminării persoanelor vârstnice. De completat cursul didactic management în sfera socială cu un comportament special dedicat instrumentarului de soluționare a problemelor persoanelor vârstnice în vederea diminuării excluziunii sociale a acestei categorii. Antrenarea organizațiilor non-guvernamentale în comun cu autoritățile publice locale în soluționarea problemelor persoanelor vârstnice aflate în excluziune socială, inclusiv prin crearea unor platforme informaționale destinate necesităților persoanelor vârstnice și a unor localități cu infrastructură prietenoasă vârstnicilor. Perfecționarea sistemului de educație continuă a persoanelor vârstnice reșind de necesitățile pieței și posibilitățile de implicare a acestor persoane în activități economice ținând cont de starea sănătății fizice și psihoemoționale a acestora, atragerea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în instruirea persoanelor vârstnice, promovarea continuă a universității pentru vârsta a treia, pentru învățarea pe tot parcursul vieții și încurajarea persoanelor în etate să se îmbătrânească activ și sănătos. Eficientizarea sistemului de protecție socială a persoanelor vârstnice prin intermediul dezvoltării sistemului de servicii sociale și medicale, cantinelor de ajutor social, magazinelor sociale, crearea diferitor cluburi având în vedere interesele și lărgirea posibilităților de comunicare a persoanelor vârstnice.
Dezvoltarea PLR a programului de granturi mici privind susținerea și promovarea îmbătrânirii active la nivel național și local, în scopul integrării persoanelor vârstnice în viața economică, socială, culturală și sportivă. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, sper m-am încadrat. Da, vă mulțumim pentru prezentare. Cred că v-ați încadrat. Plus, minus. Să vă rugăm să mai stați puțin la aici la tribuna centrală pentru a da cursul unui de întrebări. Stimați colegi, cine este gata și cine dorește să obțină niște explicații sau detalii suplimentare, vă rog, nu ezitați. Da. Mă uitam chiar la știri, când am citit și teza, dar și rezumat, și chiar ultima concluzie, o propunere foarte interesantă, inedită, da? Dezvoltarea unei scheme de granturi mici pentru persoanele vârstnice. De obicei, noi suntem așa mai mult deprinși cu granturi pentru tineret, pentru antreprenori, în general, tineri antreprenori, femei în afaceri. Iată, aici e ceva dedicat, cred că premierul văd așa o anume dedicată, o propunere dedicată granturilor pentru vârstnici. Dacă ne puteți, Ecaterina, puțin așa detalii, dacă cum ați vedea dumneavoastră implementarea și care ar fi, de exemplu, criteriile pentru accede la asemenea granturi, cine ar trebui să implementeze? Nu știu, ODA sau altă organizație, sau pentru ar fi pe bază de concurs sau nu, că v-ați să aveți un plan cum să implementați această propunere sau poate deja ați implementat-o? Nu, cu părere de rău n-am implementat-o și sigur, eu m-am condus după experiența care am văzut în alte țări. Oamenii ieșind la pensie își deschid diferite mici afaceri ca să-și asigur, eu un trai decent. De aceea m-am gândit că și drept că la noi ar trebui să începem de la educația financiară, în primul rând, a persoanelor vârstnice și să le explicăm că, iată, vă rog, dacă vedeți că veniturile cam sunt mici, trebuie să urmați niște cursuri care ar fi de dorit să fie asigurate cu ajutorul ANOFM, a organizațiilor non-guvernamentale și, sigur, de către stat. Și atunci, în baza acestor cursuri, și la fel și financiare, și antreprenoriale, și în tehnologie informaționale, să le explice, să ajute la crearea unor, la elaborarea business planurilor. În primul rând, să începem de la asta. Da, am înțeles. Deci vorba mai mult pe domeniul totuși de afaceri, da, care propuneți. Atunci e bine ca să învățăm toate lucrurile de educație financiară și antreprenorială și economică mai în tinerețe, iar când ajungă la vârsta mai avansată, numai să utilizeze grantul pentru a implementa visul afacerii, eu știu, sau ideea care le-a venit probabil mulți ani mai târziu, dar având deja conștiințele de bază. Îmi permiteți să mai spun, da? Da, da, da. Da. Am văzut chiar la noi în Moldova un exemplu, domnul a ieșit la pensie și a deschis o brutărie. A fost visul lui și el a apelat la stat, a primit un credit și de ce nu să încerce și alții? Drept că la noi este o piedică în acest compartiment, fiindcă lumea de la țară, să spunem așa, de mediul rural, este mult mai neinformată. Și cei care deseori locuiesc în mediul rural, au lucrat toată viața lor, cel puțin persoanele care eu acum am cercetat, chiar și anchetând persoanele vârstnice pentru citeză, eu zis, noi am lucrat la colcos, noi nu mai avem sănătate, dorință să facem ceva. Asta e regretabil, dar cu părere de rău așa este. Pe noi trebuie să ne întreține statul, fiindcă noi am lucrat. Asta a fost o mare parte a răspunsurilor pensionarilor, anume din mediul rural. Da, mulțumim pentru completare. Dar pornind de la denumirea temei politici manageriale de diminuare excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, da? Iată, ați formulat și niște în teză și niște strategii, direcții de cum
competiție, dacă și modelul ați făcut. Da, deci ați argumentat un model și respectiv strategie managerială de diminuare a excluziunii sociale. Care strategii ar trebui să fie, sau cum vi se pare, care sunt mai eficiente atunci? Care sunt acele strategii care ar diminua excluziunea socială a vârstnicilor? Și ați pomenit mediul rural. Ele sunt cumva targetate pe diferite medii? De exemplu, într-un fel trebuie să procedăm în mediul rural, în alt fel în mediul urban, sau le putem replica pentru toți? Poate mediile. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, eu totuși consider că ele trebuie să fie diferite, fiindcă totuși populația urbană este mult mai informată și mare parte cei care locuiesc în mediul urban au studii superioare, nu toți sigur, dar mă rog, sunt cu studii și cei din mediul rural deseori nu sunt așa de inițiați în, nici în economie, nici în finanțe, nici în alte domenii. De aceea, sigur că pentru cei din mediul urban ar fi de dorit să fie un program mai, mai avansat într-un fel. Dar, stimați colegi, o altă întrebări, dacă au vrut, vă rog. Domnul Dorin Bacolovski, vă rog. O întrebare axată pe cercetare. Iată, când ați analizat rata de îmbătrânire care este în creștere, pe fundalul acestui fenomen, noi vedem și o creșterea a persoanelor vârstnice active, ați încercat să aprofundați această cercetare am în vedere dezagregarea persoanelor vârstnice pe categorii de vârstă. Vorbesc 63-65, 65-70, 70-75, nu, 65-70. Și eu vă spun de ce vă întreb, fiindcă dacă noi găsim mai multe persoane vârstnice, active, ele sunt în vârsta după 60 de ani. Cu cât vârsta aceasta înaintează, cu atât rata de ocupare a acestor persoane scade și numărul persoanelor vârstnice scade, scade, scade. Ați încercat așa ceva să analizați? Pentru cercetările viitoare neapărat, fiindcă, sincer, o teză de doctor nu poate include toate domeniile care am vrut să le includem, toate să cercetăm în această teză. De fapt, teza din start era preconizat în alt domeniu de cercetare. Acum, trebuie să primit că, totuși, eu am vrut să cercetez azilurile de bătrâni, fiindcă am făcut stagiere într-un azil de bătrâni. Și ceea ce m-a anume m-a determinat să aleg această temă. Și, sincer, am emoții, mă scuze. Urât. Bine, dacă se poate, eu încă o întrebare. Da. Deci, eu am observat, mai ales în primul capitol și în introducere, utilizați noțiunea de procesul excluziunii sociale. Excluziunea socială nu e proces, e fenomen. Da. Și aici trebuie să faci distinția. Fapt social sau fapt economic, fenomen și proces. În cazul de față, procesul este creșterea excluziunii sociale. Adică noi vedem un proces de creștere a fenomenului. Vă mulțumesc frumos pentru remarcă. Eu m-am străduit, parcă peste tot am schimbat fenomenul, dar se vede că am mai scăpat. Nu, da. Eu vorbesc de schimbat procesul cu fenomenul. Da, 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 eu am asta și am înțeles, că eu am mai multe locuri, am observat și eu că am... Bine, asta e mult de așa redacțional. Și ultima întrebare, eu am observat că v-ați referit la un număr foarte mare de persoane în vârstă, inactive. Asta nu înseamnă că ele sunt totalmente inactive. Stau acasă? Dumneavoastră, mă scuzați, dumneavoastră vă referiți la anchetă care am făcut-o sau? Nu, acolo era un grafic, v-ați arătat cu creșterea persoanelor. Da, creșterea persoanelor. Probabil asta. Și ați arătat o creștere persoanelor inactive. Nu, nu, nu. Aceasta nu e creștere. Asta e reprezentarea a
eșantionului cercetat. Nu, eu vă spun de ce pun întrebarea aceasta. Vedeți că în anii 70 un celebru economist Gary Becker a arătat că activitatea umană poate fi împărțită nu în două, dar în trei categorii. Activitatea de muncă, odihnă și menaj, activitatea de menaj. Inclusiv, eu știu, acolo, grădinărie și așa mai departe. Și el, nu, aici nu, nu e vorba numai de grădinărie, e vorba și de pregătirea bucatelor. Bine, el mai mult se axat nu pe persoanele în vârstă, mai mult pe egalitate de gen. Dar în contextul dat, el menționa că și în activitate de menaj, de asemenea, se creează o valoare adăugată, care poate contribui la creșterea calității vieții. Mulțumesc pentru... Eu finalizez. Vedeți, în contextul dat, iată, cercetătorii toți din domeniul incluziunii femeilor, egalității de gen și așa mai departe, ei vorbesc despre așa numită muncă invizibilă, muncă de menaj care anterior nu era cuantificat, așa spun. Și el punea problema de ce noi să nu cuantificăm și munca de menaj care de asemenea poate conduce la un anumit beneficiu. Vă mulțumesc frumos pentru remarcă, dar în cercetarea mea eu am indicat aici anume am avut vedere inactiv pe în timpul muncii. Adică din acest punct de vedere. Da. Poți fi considerat exclus. Adică inclus în gospodărie și exclus în societate. Da, curatul care trebuie. Într-un fel, bine. Da, vă mulțumim, domn profesor, și pentru explicațiile Caterinei și pentru răspuns. Doamna profesor Trufimă, vă rog mult. Mulțumesc, domn președinte. Deci, referitor la recomandările care le-ați făcut în teză și sunt destul de utile. Nu știu cât sunt de realizabile în Republica Moldova, dar sunt interesante. Și în special mi-a tras atenția una, care am văzut-o și în alte țări și vreau să știu dacă la noi are șanse de dezvoltare așa extinse sau nu, în opinia noastră. Deci Universitatea Vârsta a Treia. Deci ce ați putea spune despre această propunere noastră? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Iată, din câte am citit la Universitatea de Stat a Moldovei, s-a inițiat deja. Înseamnă că totuși aveam șanse și speranțe mari că o să fie un proces poate anevoios, lung și nu toți vor... Nu se vor porni cu miile deodată la studii să-și continue, dar pe ce sunt persoane, mai ales cei care și așa au studii superioare, în primul rând, și vor să-și continue să-și prelungească activitatea și mai departe, precis vor încerca aceste studii pentru a îmbunătăți situația sa materială. Sofia, cele propunere care le-ați spus dumneavoastră de formare continuă, da, care cât de cât se adapteze la noile cerințe, probabil că la fel ar putea fi dezvoltate la această universitate, poate e știu, spus așa, major universitate, că nu întotdeauna posibil că persoanele care au vârstă superioare, deci am văzut experiența în Franța, acolo din contra, se duc persoane care au avut visul toată viața să facă studii superioare, da, și nu avea timp, că trebuia să câștige bani, să întrețină familia, să crească copiii, să-i pună la cale și așa mai departe. Și când a ajuns la, numai că acolo se numește mai interesant, universitate, timpului liber, adică când a ajuns să aibă timp liber și o pensie cât de cât de cent, deci, hotărâi să-și realizeze visul, să facă anumite studii, poate nu cu diplomă de studii superioare completă, dar cel puțin să completeze nivelul de studii. Sau, cum a spus dumneavoastră, că era visul domnului să fie brutar, da? Lumea își îndeplinește visurile. Și poate, iată, în contextul că, iată, cele actualizări, update-uri de calificări pentru că se poate angaja, putea fi anume la aceste universități sublinite. Asta, de fapt, mi-aș dori. Făcând experiență, stagierii în Franța, am văzut mai multe exemple de genul când persoanele vârstnice ieșind la pensie, ajutau alte persoane vârstnice care erau în aziluri, veneau cu un fel de cursuri de croșetare.
învățau pe cei care erau mai rea să croșeteze ei. Dar de fapt noi croșetau pentru copii din Africa, pentru plapume. Dar e tot un fel de învățare continuă în această modalitate, pentru că unde am făcut stagiere era un azil pentru persoanele dependente și le dezvolta astfel mâinile. Abilitățile locomotorice. Da. Ok, asta de fie de asemenea poate fi o sugestie pentru cercetările viitoare, pentru că o să aveți loc mai mult și nu o să fiți limitată de volumul tezei de doctorat care este destul de strâns. Da, vă mulțumesc frumos. Să sperăm să ajungem cu bine și la această etapă. Poate și în contextul ăsta fi o experimentare de majora numărul de studenți? De fapt, asta este un concept mai mult așa la figurat universitatea pentru vârsta a treia. Nu este vorba de care de universități, care instituții distincte, este vorba de acele școli de formare continuă care există în universități, unde vreau să ofere persoanelor adulte anumite cursuri de fie de respecializare sau de învățare ceva nou, așa, cu mai mult s-au limitat la deprindere așa de exemplu, de gestionarea tot ce înseamnă echipament și gadgeturi deci electronice sau focătoare, că mulți încă n-au avut cu 40-50 de ani urmă și acum au această posibilitate să înveți mai bine. Asta este. Stimați colegi, alte întrebări, dacă m-a părut doamna Olga Găuz, vă rog. Da, eu am și întrebare și un comentariu referitor la granturi mici pentru persoanele vârstnice, deja aproximativ 5 ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale implementează această recomandare a dumneavoastră, adică deja sunt mai multe granturi mici au fost prezentate persoanelor vârstnice. Și am o întrebare referitoare la cercetarea dumneavoastră. Doamna dumneavoastră, dacă tot cunoașteți. Încă am întrebat și eu, și în care e mecanismul? În concurs? Sau primul venit, primul servit? Nu, no, în baza concursului. În baza concursului, în fiecare an, sunt, deci, implementează câteva granturi și, în special, în domeniul afacerilor mici. Mă scuzați că nu intervin. Există un criteriu de vârstă pentru aplicarea în aceste granturi? Da. Deci este destinat special persoanelor în de la 90 în sus. Susținem alt teză astăzi. Da. Și o întrebare referitoare la cercetarea dumneavoastră. Spuneți, vă rog, care este totuși ponderea persoanelor vârstnice care se confruntă cu excluziunea socială și care sunt categoriile ale vârstnicilor care, în cea mai mare măsură, se confruntă cu riscul de excluziune socială? Mulțumesc frumos pentru întrebare. În primul rând, în cea mai mare măsură se confruntă cu excluziunea socială sunt acele persoane care sunt în vârstă peste 75 plus, pentru că ele deja nu sunt în stare de sănătate să continue activitatea de muncă. Asta în primul rând. Ponderea lor, tot aceste persoane se confruntă în mai mare parte cu sărăcie, ceea ce totuși este un factor foarte important, un factor determinant pentru starea de excluziune socială a persoanelor vârstnice. Și atunci încă o întrebare. Dumneavoastră ați spus că 75 plus din cauza că nu sunt încadrați în câmpul muncii. Deci, în teză, dumneavoastră spuneți că sunt mai mulți factori care determină faptul de excluziune socială, nu doar ocuparea în câmpul muncii. Sigur. Excluziunea socială este un fenomen interdisciplinar, fiind compus din factori sociologici, psihologici, familiali, legislativi, sociomedicale, economici, aici sunt foarte mulți factori, dar în cea mai mare parte, ceea ce sunt de Republica Moldova, la noi factorul important de excluziune socială este anume cel economic. Atunci încă o întrebare. Dacă cel economic, adică în ce măsură putem să spunem că persoanele sărace
Probabil cunoașteți fondurile gradul de sărăcie din Republica Moldova. Adică există deja un indicator care demonstrează fondurile persoanelor care se confruntă cu excluziunea socială în baza acestui factor ca venit. Întrebare, da. Întrebarea este, dumneavoastră ați spus că în cea mai mare măsură se, cu excluziunea socială se confruntă persoanele în vârstă de la 70 ani și peste din cauza că nu sunt încadrați în câmpul muncii. Da? Dar mai este încă un indicator, rata sărăciei. Persoanele sărace, putem să spunem că 100% sunt excluse sociale. Da, social. Dacă și sunt săraci și încă și pensionari cu vârstă înaintată, riscul de a fi exclus social crește. Mulțumesc. Stimați colegi, alte întrebări? Eu am întrebări. Da, domnul profesor, vă rog. Ecaterina a zis că cercetările inițiat cu azilurile persoanelor de vârstă a treia în Franța, da? A început cercetările în România, da. Mă interesează dacă ai avut ca preocupare cercetarea pe care ai realizat și să vezi care este numărul azilurilor în Republica Moldova, câte persoane se află, fiindcă aceasta duce la o diminuare a excluziunii sociale pe persoanelor de vârstă. Și nu mai înțeleg. Limitele de zi. Da, dar ei comunică între ei, socializează, discută tot. Și a fost să dezvolte diferite. Și sunt de două tipuri. Da. Poți să sunt distanțe. Da. Sunt așa numite. Mulțumesc. Da, că trebuie să răspunde. Mulțumesc frumos pentru întrebare, dar aceasta era ca idee. Eu când am venit de la stagiere, am discutat cu domnul Roșco atunci când am intrat la doctorat și dumneavoastră a căzut de acord să cercetăm persoanele vârstnice, dar anume să ne referim la excluziunea socială și piața forței de muncă. De aceea a rămas doar ca idee. Poate pe viitor. Vă mulțumesc. Așa, stimați colegi, aici așa am scris că ruda noastră de întrebări și răspunsuri finalizează. Nu mai văd pe nimeni să dorească pune întrebări, așa că doamna Heier, vă mulțumim până în altă luat loc. Am să-i vrem continuare cuvânt secretarul științific, doamnul Timuș, să ne aducă la cunoștință cum s-au derulat etapele precedente, inclusiv aviziile, dacă au parvenit la secretariatul Consiliului și nota informativă a NACEC. Și a seminar. Dacă cu președinte, noi avem în direct cazul da. Seminarul științific de profil. În conformitate cu procedura expusă în regulamentul privind formarea Consiliului Științific Specializat în vederea susținerilor publice, teza a fost examinată deci, etapa primară și anume secțiile de cercetări sociale și nivelul de trai și secția cercetări financiare și monetare din cadrul INCE. La această ședință a fost înaintate doctorandei mai multe recomandări care ar în opinia unității, deci a persoanelor, ar îmbunătăți. Nu am să le citesc pe toate, pentru că tezele, recomandările țin de conținutul lucrării, țin de redactarea noutății, țin de redactarea tezei în fond. Ulterior, au fost, în dosar este prezent și răspuns la toate observațiile semnate de către președinta președintele ședinței. La două etape, în cadrul seminarului științific de profil, la fel a fost examinată lucrarea.
La această etapă a fost înaintate la fir un șir de recomandări care urmează să fie incluse sau luate în considerație de către doctorandă. În aceste recomandări se includ observații privind elementele de noutate științifică, de perfectare a conținutului tezei, de redactare în conformitate cu recomandările ghidului a bibliografiei și a redactare stilistică a tezei. Totodată, decizia a fost de a recomanda această lucrare la ședințele următoare. Ulterior, este inclusă și răspuns la această notă a seminarului științific de profil, semnată de președintele seminarului. La fel, nota informativă de la NOCEC, în care au fost stabilite 14 observații care se referă la scop, la unele citări trimite din text, se referă la conținutul lucrării, sunt recomandări de îmbunătățire a capitolului 1 și 2, respectiv la perfectarea tezei în conformitate cu cerințele ghidului. La această notă informativă, la fel s-a dat răspuns pe fiecare punct, acestea au fost examinate suplimentar la ședința preliminară. Aviz la teză a parvenit, deci este prezentat și de referentul, de membru Consiliului Științific, de asta probabil o să-l citim ulterior, domnul Ghenadi Ciobanu. El nu se poate conecta, da. Dar eu nu știu cum aici. Am dat avizul. Aviz la teză de doctor în științe economice a parvenit de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, semnată de domnul vicepreședinte Sergiu Sanciuc. Este apreciată actualitatea și importanța problemei abordate. Se expune o analiză, o evaluare critică a rezultatelor cercetării. În final, este indicat că teza de doctorat cu titlul politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale persoanelor vârstnice, elaborată de doamna Ecaterina Hege, a primit o apreciere pozitivă a specialiștilor Confederației Naționale Sindicatelor de Republica Moldova. Lucrarea conține contribuții originale ale autorului și rezultate valoroase, teoretice și practice, și poate fi utilizată la argumentarea poziției sindicatelor la elaborarea politicilor sociale și economice ale Republicii Moldova, precum și la asigurarea unui nivel de protecție mai înalt pentru angajații vârstnici. Deci semnată, după cum am nominalizat. Da. Ja. Acum o să oferim cuvânt Ecaterinei Hege să ne răspundă cum a luat în considerație observațiile, obiecțiile și sugestiile din cazul etapelor precedente, inclusiv luarea în considerare a note informative a NOCEC. De pe locul? Da, puteți de pe locul. Am luat în considerație absolut toate obiecțiile făcute de expertul NOCEC. M-am străduit să fie cât mai bine. Și anterioare. Și anterioare la fel, da. Și le-ați inserat în nouă variantă a tezei. Da, sigur. Sigur, le-am inserat în nouă variantă a tezei, în ultima și finală variantă a tezei, toate corectările care au fost anteriori făcute. Da, mulțumim. Noi, pentru procesul verbal, menționez că noi în ședința Consiliului ad hoc am, deci, preventiv am studiat cum au fost ce luate în considerare sugestiile din nota informativă a NOCEC, inclusiv atunci când am aprobat publicarea rezumatului și deja distribuirea acestor pasare ulterioară în spațiul public pe site-ul NOCEC. La această etapă cu avizele și cu
ceea ce a însemnat până acum ședințe în departamente sau laboratoare de profil, secții și seminare științifice de profil, note informative am luat sfârșit. Vreau să ofer cuvânt înainte de a trece la audierea recenziilor oficiale de astăzi, să oferim cuvânt conducătorului științific, domnul doctor Anatolie Roșco, pentru a ne face o caracteristică a doctorandei, a modului în care ați lucrat cu dumneavoastră, ați colaborat, mai puțin despre teză și mai mult despre doctorand, domnul Roșco, vă rugăm. Представлена моя диссертация является результатом работы Екатерины на протяжении многих лет. Она пришла в нашу секцию в 2011 году, 13 лет тому назад, совсем молодой, еще девчушкой. Работала она в УЧЧМ и параллельно еще работала в нашей теме, которую я в то время руководил. Она прошла мастера в Болгарии. После этого она стажировалась во Франции 6 месяцев, как раз в учреждении, которое занималось именно людьми пожилого возраста. И когда стал вопрос после поступления в докторантуру в наш институт, какую тему выбрать, она не сомневалась, что именно эта тема, которую мы сегодня слушали, диссертационную тему, и она хорошо знала и опыт зарубежных стран. Она уже к этому времени имела несколько публикаций, и поэтому, как говорится, начала работать уже по известным для нее методикам. Но в процессе выполнения диссертационной работы она освоила новые методы, те, которые она не знала, ну, в частности, и методы социологические методы, и методы эконометрические. И на всем протяжении занятий в этой в докторантуре она проявила себя таким вдумчивым исследователем, всегда старалась найти какие-то новые такие изюминки, что ли, для того, чтобы работа выглядела очень и очень презентабельная. Ну, помимо того, что она работала над диссертационной работой, она выполняла большой кусок работы, участок работы по нашей плановой тематике. Она участвовала в нескольких проектах молодых ученых, и как результат, что успешность этой работы, она получала премию правительства нашей страны, премию, стипендию, да, и получала стипендию Международной федерации ученых. Надо сказать, что это все помогло ей реализовать себя как научного сотрудника, как научного работника. И кроме этого, хотел бы отметить еще одну сторону нашей диссертантки. Это ее активная жизненная позиция. Она воспитывает вместе с супругом прекрасную дочку Александру. Она посещает и садики. И вот я хочу сказать, что на протяжении уже нескольких лет она является председателем родительского комитета этой группы. У кого были маленькие дети, или у которых они сейчас есть, знаете, что, к сожалению, родители, ну, ленятся, скажем так, что-то делать, и вся нагрузка ложится на председателя. И я знаю просто, как вижу, как она во внерабочее время, и в преддверии Нового года, и в преддверии 8 марта, вот в преддверии 1 июня защиты детей, как она с удовольствием выполняет эту работу. И я хочу сказать, что это характеризует ее не только как человека, который состоялся уже как ученый, но и как ее высокие человеческие качества. Я думаю, что если ученый совет посчитает возможным присудить ей искомую степень, я думаю, что вы не ошибетесь, и мы получим и хорошего специалиста, и хорошего человека. Спасибо. Mulțumim mult, domnul Roșco, pentru caracteristică și pentru contribuția dumneavoastră la formarea tinerilor cercetători, în sensul în care aceștia să devină specialiști, cercetători, așa de înalt calificare. Așa cum am spus, în continuare să oferim cuvânt referenților oficiale, să mergem în ordinea în care au fost aprobați de către
Ana Cec, două profesor Ali Bârcă, vă ofer dumneavoastră primul cuvânt. O puteți să faceți pe loc, la tribună, cum doriți? E pe loc, cred. Bine. Și trebuie la tribună? Cum doriți. Camera. Mulțumesc mult, domnule președinte. A început că mi s-a propus să fiu în calitate de referent oficial la această teză a creat o anumită curiozitate față de Moldova. În condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu proces de îmbătrânire evidentă a populației și totodată migrația internațională face ca mai multe localități, în special cele rurale, să fie mult mai depopulate ca Moscova. Sigur că apare o categorie de forțe de muncă vârstă care devine devin siguratice în cadrul de față, mai ales în mediul rural, care, într-adevăr, nu o să nu aibă pe nimeni când toți copiii sunt trecați pe sortare și așa mai departe. Și atunci, evident că este nevoie de implicarea autorităților în cazul de față pentru a veni cu politici, strategii și așa mai departe pentru ca persoanele respective să nu fie singure. Ecaterina, prin lucrarea pe care a elaborat-o, a reușit să abordeze diferite problemele și de ordin economic și social și psihologic care se confruntă persoanele vârstnice din Republica Moldova. Este o temă care, luând în considerație trendul demografic, tendințele demografice din Republica Moldova, ea va fi încă mult timp de actualitate și pentru faptul decizional la nivel guvernamental trebuie să constituie și o preocupare în cazul de față. De aceea eu am analizat teza cu interes deosebit și pentru a fi mai exprompt caracterizarea acestei teze, am să dau citire avizului pe care l-am întocmit și prezentat în cazul cursului științific acum două săptămâni, așa cum trebuie de regulament. Deci, mai întâi de toate, să fac o referință la actualitatea temei de cercetare, în care vreau să menționez că în prezent există o multitudine de țări, atât la nivel european, cât și în întreaga lume, care se confruntă cu un proces evident de îmbătrânire a populației. Republica Moldova nu este o excepție la acest episod, iar procesul migrației internaționale a populației autohtone, în special a tinerilor, care s-a accentuat în ultimele două decenii, a condus și conduce la îmbătrânirea populației, fapt ce determină ca ponderea acestei populații vârstnice să crească de la alt plan. În cazul persoanelor vârstnice, fenomenul de excluziune socială este influențat de doi factori determinați, singurătatea și sărăcia. Situația în cauză creează premisele ca persoanele din această categorie să devină mult mai vulnerabile la diferite șocuri economice și sociale care au avut în societate, respectiv face mai dificil acceptarea problemelor din partea statelor de decizie la nivel național și la nivel central. În astfel de circunstanțe, sporește vulnerabilitatea persoanelor vârstnice, indiferent de statutul lor social, nivelul de educație, meseria sau profesie desfășurată pe parcursul anilor și așa mai departe. În condițiile unui mediu economic, social și demografic instabil, cu implicații directe asupra structurii viitoare a populației și a forței de muncă de Republica Moldova, care conduce spre o îmbătrânire evidentă, este nevoie de mai multă abilitate managerială din partea instituțiilor guvernamentale prin elaborarea de politici și strategii naționale adecvate, care să contribuie la îmbunătățirea stării de spirit a populației vârstnice prin asigurarea unui proces de îmbătrânire activ. Deși Republica Moldova se confruntă cu un deficit sporit de forță de muncă, persoanele cu vârsta mai mare de 50 de ani devin mult mai vulnerabile pe piața muncii, existând un risc mai mare de excludere acestora de pe piața muncii. Și aceasta este într-un fel protejat, este evidențiat și amăcarea lucrul acesta, la legea privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de pășunul șomaș, prevede articolul 23 prin protejarea persoanelor forței de muncă cu vârsta de 50 de ani și mai mult în cazul de față, ca fiind considerat ca drept o categorie vulnerabilă pe piața muncii în cazul de față.
Mulți angajatori au anumite reticențe în cazul persoanelor vârstnice prin formarea stereotipului că acestea nu sunt la fel de eficiente ca și celelalte categorii de forță de muncă. Situația persoanelor vârstnice este mult mai dificilă în mediul rural, în care oportunitățile de incluziune socială sunt mult mai reduse, iar situația creată conduce la izolarea lor din punct de vedere social, cultural, educațional, etc. Elaborarea unor politici manageriale adecvate pe nivel național pentru incluziunea socială a persoanelor vârstnice reprezintă un imperativ la etapa actuală. Ori în prezent, persoanele vârstnice și-au dovedit utilitatea în multe domenii de activitate, educație, sănătate, acoperind, cum ar fi, educația, sănătate și sănătate, acoperind deficitul de forță de muncă din aceste sectoare importante, contribuind astfel la dezvoltarea societății în ansamblu. Valorificarea potențialului lor uman și intelectual în aceste condiții este mai mult decât relevant pentru activitatea societății provocărilor societate. Luăm în considerație deficitul de profesori în școli, în special în mediul rural, de personal medical și așa mai departe, care iarăși este lipsă în mediul rural. Persoanele în vârstă și-au demonstrat ce? Și-au demonstrat utilitatea lor în societate și contribuind astfel la soluționarea unor probleme destul de stringente la nivel național. Pornind de la cele menționate mai sus, lucrarea de doctorat cu tema politici manageriale de diminuarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, elaborată de doctoranda Ecaterina Hegea, este de o actualitate iminentă pentru Republica Moldova. Iar rezultatele obținute de autoare vor contribui la îmbunătățirea situației persoanelor vârstnice, a căror pondere crește în totalul populației. În continuare, îmi refer la structura tezei de doctorat, sarcinile și scopurile și scopul cercetărilor pe care și le-a propus autoarea în cazul de față. Teza de doctorat are o structură tradițională și cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, anotare și anexe. Lucrarea conține 141 de pagini text de bază, 21 de tabele, 42 de figuri și 7 anexe. În vederea elaborării lucrării, autoarea a consultat și s-a documentat din 176 de surse bibliografice și electronice. În introducerea, autoarea argumentează actualitatea temei de cercetează, evidențiază gradul de studiere a problemei cercetate atât în Republica Moldova cât și în exteriorul acesteia, precizează scopul și obiectivele prestabilite pentru atingerea rezultatelor cercetării, formulează ipotezele de cercetare, în cazul dat au fost evidențiate două ipoteze de cercetare în lucrare, caracterizează suportul metodologic și teoretico-științific al investigațiilor efectuate, prezintă noutatea științifică și rezultatele obținute. În ceea ce privește noutatea științifică și rezultatele obținute pe care le-a evidențiat autoarea în lucrare, putem menționa că aceasta s-a luat în vedere următoarele elemente. Și anume, dezvoltarea și fundamentarea științifică a noțiunii de excluziune socială a persoanelor vârstnice, ceea ce autoarea a prezentat și anterior când a prezentat principalele rezultate ale cercetării, elaborarea instrumentarului de analiză a fenomenului excluziunii sociale și a modelului econometric care are ca scop urmărirea efectelor politicilor implementate de instituțiile guvernamentale asupra fenomenului respectiv, elaborarea conceptului de strategie managerială privind diminuarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, la fel a fost prezentat pe ecran lucrul acesta, identificarea factorilor determinanți pe baza anchetei sociologice care conduc la excluziunea socială a persoanelor vârstnice și, nu în ultimul rând, de propunerea unei serii de recomandări de autoare care au ca impact diminuarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice. În continuare, îți mă refer la principiile de bază și care au fost reiterate în lucrare, și anume că teza de doctor cu tema politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice este realizată în conformitate cu cerințele înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. O primă apreciere a lucrării se referă la echilibrul intern al acesteia.
Autoarea și-a propus ca obiectiv să asigure un echilibru atât lucrării în ansamblu cât și în cadrul fiecărui capitol. Spațiul rezervat celor trei capitole este dimensionat și structurat într-o manieră logică, în așa fel încât să surprindă aspectele esențiale ale temei abordate. Astfel, autoarea a rezervat fiecare capitol un volum adecvat de pagini care să surprindă elementele teoretice, metodologice și aplicative ale lucrării. Fiecare capitol cuprinde câte patru paragrafe, oferindu-i autoarei posibilitatea evidențierii celor mai importante elemente ce vizează problema cercetată. O a doua apreciere generală este legată de structura lucrării și aici am să apreciez mai multe aspecte în cazul de față. Prin faptul că autoarea a reușit să elaboreze o structură logică și echilibrată, făcând conexiunile necesare între capitole, prin corelarea aspectelor teoretice cu cele practice, fapt ce permite înțelegerea mai ușoară a problemei cercetate. În primul capitol, autoarea pornește de la dezvoltarea teoretică a conceptului de inclusiune socială, evidențiind totodată aspectul evolutiv al acestuia, precum și deosebirile de interpretare ale conceptului dat în diferite țări. De asemenea, autoarea evidențiază etapele excluziunii sociale și comportamentul pe care îl manifestă persoana la fiecare etapă, precum și un set de factori interdisciplinari care permit înțelegerea mai profundă a fenomenului de excluziune socială. În mod special, autoarea dedică spațiu semnificativ analizei cadrului teoretic și legislativ cu privire la excluziunea socială în domeniul îmbătrânirii populației. În acest context, autoarea face referință la un set de legi și acte normative care au tangență cu procesul de excluziune socială a persoanelor vârstnice. Evident, pentru o înțelegere mai profundă a fenomenului excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, este necesară cunoașterea practicilor internaționale, fapt pentru care autoarea acordă o atenție deosebită acestui aspect în ultima parte a primului capitol al democratic. În cazul dat, autoarea prezintă mai multe exemple care asigură o îmbătrânire activă a persoanelor vârstnice în diferite țări, ceea ce a condus la care rezultat a avut diminuarea fenomenului excluziunii sociale în țările respective. În capitolul 2, autoarea realizează o evaluare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova. Pentru început, este evaluată situația socială și economică a persoanelor vârstnice din Republica Moldova. La fel, este analizată dinamica pensionarilor din Republica Moldova sub aspect gender și al sectorului de activitate. Un indicator aparte analizat de autoare se referă la rata poverii de pensionari, care este foarte mică în Republica Moldova și va avea efecte negative pe viitor, ceea ce atenționează autoarea în lucrare. Rata sărăciei absolute reprezintă un alt indicator, iar rezultatele prezentate de autoare arată că aceasta este cel mai înalt în rândul persoanelor vârstnice. Capitolul 2 continuă cu analiza factorilor de excluziune socială a persoanelor vârstnice din Republica Moldova, în care sunt elaborate două chestionare prin care autoarea încearcă să identifice factorii relevanți care au impact asupra excluderii persoanelor vârstnice. Astfel, autoarea a continuat cercetarea factorilor respectiv prin elaborarea modelului de regresie liniară multifactorială și aplicarea mai multor instrumente statistici. Ultima parte a capitolului 2 analizează factorii de impact asupra excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova. În acest caz, autoarea aplică cel de-al doilea chestionar, care este legat mai mult de relația pe care o au persoanele vârstnice cu piața muncii. Rezultatele obținute prin chestionar arată în mod indirect cauzele care conduc la excluziunea socială a persoanelor vârstnice pe piața muncii. Cel de-al treilea capitol al tezei este consacrat gestionării proceselor excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova. Autoarea elaborează un model managerial comprehensiv, evidențiind mai multe etape și implicarea mai multor actori care se conducă la diminuarea fenomenului de excluziune socială a persoanelor vârstnice. Astfel, autoarea consideră că doar printr-un efort conjugat al mai multor actori, instituții de stat, organizații necomerciale, agenți economici, se poate diminua fenomenul de excluziune socială a persoanelor vârstnice din Republica Moldova. În afară de aceasta, autoarea propune o strategie de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, care cuprinde 6 dimensiuni. Fiecare dimensiune având rolul său în diminuarea fenomenului abordat în lucrare.
De asemenea, autoarea prezintă și metodele prin care poate fi realizată strategia managerială sus menționată. În ultima parte a capitolului, autoarea accentuează necesitatea promovării educației continue a persoanelor vârstnice ca factor al diminuării excluziunii sociale a acestei categorii de persoane. Anume, persoanele cu un anumit nivel de educație au mai mari șanse să rămână active pe piața muncii, argument dovedit de autoare în tabelul 3.3 al lucrării în cazul de față. Teza de doctorat are o secțiune distinctă de concluzii generale și recomandări, în care autoarea sintetizează cele mai importante aspecte teoretice și practice ale cercetării întreprinse și fixează principalele deschideri pentru viitor. Cea de-a treia apreciere pe care vreau să o aduc lucrării de față se referă la demersul metodologic. În acest context trebuie remarcat conținutul metodologic complex pe care l-a aplicat și dezvoltat autoarea în vederea validării rezultatelor cercetării. Aplicarea metodelor statistico-econometrice și a instrumentelor statistice pentru validarea rezultatelor cercetării reprezintă un alt element de anotat în domeniul metodologic. De asemenea, complexitatea chestionarelor elaborate de autoare i-a permis autoarei obținerea unor rezultate concludente, respectiv formularea unor recomandări plauzibile. Luând în considerație statusul social al persoanelor vârstnice, autoarea a elaborat un chestionar pentru persoanele vârstnice încadrate în câmpul muncii și cel de-al doilea pentru persoane aflate în afara pieței muncii. Ambele chestionare conțin câte 32 de item, ceea ce i-a permis să obțină un volum de informații suficient de mare pentru a reflecta anumite rezultate și veni cu propunere concrete în cazul de față. Deci, așa cum e realizată lucrarea, vreau să zic că lucrarea este realizată la un nivel destul de înalt, însă, cu toate acestea, răsfoind și analizând cu lupa în ghilimele spus așa lucrarea de față, putem evidenția și unele inexactități sau observații care, din start, pot menționez că nu diminuează din valoarea lucrării în cazul de față. O prima observație ar fi că ipotezile de cercetare formulate nu redau legătura dintre anumite fenomene sau aspecte pe care le înaintează autoarea în lucrare. Mai mult de atât, ipoteza 2 poate fi tratată mai degrabă ca un obiectiv al cercetării în cazul de față, în sensul după felul cum aceasta este formulată în cazul de față. Cea de-a doua observație constă în faptul că, luând în considerație conținutul paragraful 3 din capitolul 1, titlul acesta nu reflectă clar conținutul dezvoltat în lucrare. Autoarea vorbește nu doar despre experiența internațională, ci și cea din Republica Moldova, făcând referință la mai multe legi și hotărâri de guvern care vizează problema cercetată. Și aici ne referim la legea pensiilor, legea privind ocuparea forței de muncă, alte hotărâri de guvern în paragraful respectiv. De aceea, în opinia recenzentului, denumirea paragrafului în următoarea redacție ar fi fost mult mai adecvată. Experiența internațională și națională privind prelungirea vieții economice active a persoanelor vârstnice ca o premiză a diminuării excluziunii sociale. A treia observație, sau poate a fost mai degrabă o neatenție din partea autoarei lucrării, ține de faptul că în tabelul 3.3 există erori de calcul sau tehnici care nu reflectă realitatea datelor în ansamblul lor, în special atunci când este vorba de populația ocupată cu vârsta de 65 de ani și mai mult, după nivelul de instruire, sub aspect gender și în funcție de locație, în cazul de față. Acolo sunt cifrele 0, care pe le adune nu de cifra totală care ar trebui să fie așa cum este evidențiat în tabel. Și ultima observație pe care am remarcat-o în cazul de față este că unele certificate de implementare fac referință la echipe de cercetători din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, fapt ce nu arată expres valoarea și contribuția personală a doctorandului asupra problemei abordate.
În opinia recenzentului, observațiile prezentate mai sus nu diminuează din valoarea lucrării și, drept concluzie, afirm că, în urma analizei tezei de doctorat, intitulată Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, elaborată de doctoranda Ecaterina Feia, constatăm că aceasta corespunde cerințelor unei teze de doctorat înaintate de Ana Cec, iar autoarea lucrării merită acordarea titlului de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și la vas, domnule profesor, pentru recenzie de complex și totodată cuprinzătoare, dar și exhaustiv prin rezultatele și evaluarea acestei teze. În continuare, cum procedăm opinia dumneavoastră masculină și oferim posibilitate doctorandei acum să răspundă? Sau la sfârșit, cred. La ambele? E ok să răspundeți după ambele, da? Ok, bine. Atunci, oferim cuvântul următorul referent oficial, la doamna Alexandra Levitsky, doamna doctor în științe economice, profesor universitar, vă rugăm. Mulțumesc, mult stimate domnul președinte, mult stimate membri ai Consiliului Științific Specializat, onorați asistenți. Evident, tema prezentată aici și rezultatele obținute în urma cercetării realizate pe parcursul mai multor ani sunt evidente și destul de valoroase pentru a efectua anumite schimbări și a îmbunătăți situația socială-economică a țării. Ținând cont de faptul că doctoranda a examinat experiența mai multor țări în acest domeniu și a preluat cele mai bune experiențe care pot fi preluate și implementate, ținând cont de specificul național al acestei probleme. Voi da citire avizului prezentat cu referire la tema tezei de doctor a doamnei Ehelia Ecaterina cu titlul Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Evident că actualitatea temei este demonstrată și prin faptul că, deși tema pentru cercetare a fost aprobată destul de mult înainte, vine cu niște rezultate palpabile, destul de bune, care sunt veridice și necesare de a implementat chiar din start, din momentul prezentării rezultatelor acestea, dar și de a menționa faptul că pe parcursul realizării acestei cercetări și prin certificatele de implementare anexate în lucrare, este bine văzut faptul că în orice rezultat al cercetării realizat de către doctorandă nu a așteptat să fie prezentat și implementat astăzi, iar fiecare noutate și fiecare măsură și propunere și recomandare care a venit a fost implementată deja. Adică unele din ele deja sunt implementate, altele urmează a fi realizate în cea mai apropiat timp probabil. Și aceasta depinde deja de șoptele decizionale și de deciziile pe care vor lua acestea. În contextul tendințelor de dezvoltare și a provocărilor social-economice actuale, societatea este afectată de excluziune socială în diferite moduri. Se referă ea la diferite grupuri de persoane, inclusiv și la persoanele vârstnice. Tendințele actuale de dezvoltare economică, axate prioritar, evident, pe creștere pozitivă și asigurarea bunăstării populației, reflectă tot mai mult accentuat anumite dezechilibre care totuși stopează sau rețin realizarea unui sistem economic durabil, în special în Republica Moldova. Totodată, aspectele ce țin de izolarea socială, discriminarea la locuri de muncă sau accesul la servicii medicale și sărăcie, lipsa accesului la tehnologii și la oportunități educaționale, evident că majorează semnificativ riscul excluziunii sociale persoanelor vârstnice, care au fost și cercetate în lucrarea prezentată astăzi. Excluziunea persoanelor vârstnice poate duce la o pierdere imensă a unor resurse valoroase pentru societate, cum ar fi experiența și cunoștințele acestora, precum și poate crea în același timp anumite sarcini suplimentare pentru sistemul de asistență socială și medicală actual și cel viitor. Toți oamenii, indiferent de vârstă, ar trebui să aibă șanse egale de a trăi o viață mai bună și de a contribui la dezvoltarea societății în moduri semnificative,
În plus, actualitatea temei cercetării este și faptul că excluziunea persoanelor în vârstă poate accentua și mai mult inegalitățile sociale care există deja în economie. În acest context, teza doamnei Hegei Caterina reprezintă o investigație științifico-metodologică a complexității problemelor privind fenomenul excluziunii sociale a persoanelor vârstnice și identificarea soluțiilor pentru acestea, ținând cont de specificul Republicii Moldova. Tematica cercetării prezintă o importanță majoră prin dezvoltarea direcțiilor strategice naționale de diminuare a excluziunii sociale, care ar contribui la asigurarea unui trat decent populației și creșterea economică durabilă. În teză este bine determinat scopul cercetării, care presupune argumentarea noțiunii de excluziune socială a persoanelor vârstnice, determinarea modelului de strategie managerială de diminuare a excluziunii sociale și elaborarea recomandărilor de diminuare a riscurilor excluziunii sociale a acestor. Pentru a realiza acest scop, autoarea a formulat 7 obiective care și-au regăsit realizare în compartimentele tezei. Structura tezei și prezentarea materialelor pe capitole este total echilibrată, conține introducere 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 176 de titluri, 7 anexe, 141 pagini de text de bază, 21 tabele și 42 de figuri. Structura logică a tezei corespunde cu cerințele ghidului înaintate de către AMC. Metodologia cercetării aplicate de către autoare este adecvată scopului și pe parcursul realizării cercetării autoarea a utilizat atât metode tradiționale cât și metode specifice. Merită atenție utilizarea modelului econometric prin care a identificat principalii factori de care depinde excluziunea socială și ulterior a găsit cele mai bune soluții pentru a îmbunătăți această problemă în Republica Moldova. Noutatea științifică a cercetării este bine expusă și logic formulată și include 5 puncte fundamentale. În teză este dezvoltată și fundamentată științific noțiunea de excluziune socială a persoanelor vârstnice. Este elaborat instrumentariul de analiză a fenomenului excluziunii sociale, în special un model econometric care permite de a monitoriza ulterior și efectele politicilor asupra fenomenului excluziunii sociale. Este elaborat conceptul de strategie managerială privind diminuarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Este evidențiat sistemul de factori care determină cea mai mare parte excluziunea socială în baza unei cercetări empirice prin realizarea anchetelor și celor două chestionare. Sunt elaborate recomandări pentru diminuarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice în Republica Moldova. Argumentarea teoretico-metodologică și practică a noutății științifice a fost reflectată în cele 3 capitole a tezei. Valoarea practică a tezei constă în rezultatele cercetărilor obținute de autor și implementarea lor în practică, fapt care este confirmat și prin certificatele de implementare anexate la teze. Principalele rezultate ale cercetării au fost expuse în 11 publicații științifice, inclusiv o monografie ca coautor, în 3 reviste specializate și au fost prezentate în cadrul diverselor conferințe și simpozioane naționale, internaționale. Numărul și volumul publicațiilor corespunde cerințelor regulamentului ANACEC. Cu referire la conținutul teoretico-metodologic și aplicativ al tezei, în capitolul 1, denumit abordările teoretico-metodologice de cercetarea excluziunii sociale persoanelor vârstnice, autoarea analizează excluziunea socială ca concept teoretic, ca proces evolutiv și ca stare, evidențiind aspectele teoretico-metodologice reflectate în lucrările multor autori consacrați în domeniu și analizei acestui subiect. Demersul cercetării științifice a constituit interacțiunea dintre diferiți factori care determină incapacitatea de a participa la diferite aspecte ale vieții sociale persoanelor vârstnice, cum ar fi încadrarea în câmpul muncii, accesul la servicii publice, accesul la viață politică, precum și
diverse forme de discriminare până și la izolarea fizică, fapt remarcat la pagina 19. De asemenea, autoarea remarcă excluziunea socială ca un fenomen multidimensional și multidisciplinar, care poate avea un caracter internațional, național, regional, de grup sau individual. Excluziunea socială este ceva mai mult decât un simplu proces economic, având consecințe sociale cât și politice. Fapt remarcat la pagina 25. Autoarea atrage atenția asupra principalelor forme de manifestare a excluziunii sociale, evidențiind persoanele vârstnice o categorie vizibilă de excluși, încă de la apariția conceptului de excluziune socială din anii 1970. Totodată, autoarea constată că persoanele vârstnice sunt cele care se află în cea de-a treia sau chiar a patra perioadă a existenței, perioada în care pierderile și declinul la nivel fiziologic, psihologic, economic și social sunt cele mai severe și aceste pierderi nefiind întotdeauna datorate unei evoluții biologice, ci fiind implicați concomitent și factori sociali, și factori economici, și factori culturali. În viziunea autoarei, excluziunea socială este un fenomen ca urmare a acțiunii unor șir de factori extern și intern, manifestată prin ruperea legăturilor sociale, refuz de a participa la diverse tipuri de interacțiune socială, de a folosi mecanisme de integrare, de a se folosi de mecanisme de integrare socială, conducând la punctul său extrem, izolarea socială a individului. În capitolul 2, numit Evaluarea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova, autoarea pune accent pe analiza detaliată a condițiilor, factorilor, indicatorilor și particularităților specifice excluziunii sociale a persoanelor vârstnice în Republica Moldova. Pentru evaluarea caracterului, particularităților și factorilor de impact, autoarea a elaborat un model econometric care permite de a monitoriza efectele politicilor guvernamentale asupra fenomenului excluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Conform rezultatelor analizei, autoarea a constatat că unul dintre principalii indicatori ai vulnerabilității pensionarilor este mărimea pensiei. Nivelul veniturilor corelate cu vârsta, sexul, sănătatea, condiții de locuit, etnicitate și mediul de trai sunt factori care determină calitatea vieții persoanelor vârstnice. Fiecare a treia persoană în vârstă, de peste 60 de ani, este săracă, în timp ce doar fiecare a cincea persoană este împietată. Totodată, în viziunea autoarei, se remarcă prezența cel puțin două grupe principale de motive care determină agravarea problemelor în funcționalitatea sistemului de pensie a Republicii Moldova. Prima dintre ele este de natură demografică, asociată cu tendința de îmbătrânire a populației și ca urmare cu creșterea ponderii pensionarilor în populația țării, fiind o provocare strategică pe termen lung pentru sistemul de pensii al Republicii Moldova. Al doilea grup de motive este de natură economică și se referă la raportul dintre numărul plătitorilor contribuțiilor de asigurări și numărul pensionarilor. Înrăutățirea acestui raport a sporit semnificativ impactul negativ al factorului demografic și a altor factori, cum ar fi nedorința activității în vârstă aptă de muncă, ocuparea în gospodării pentru asigurarea consumului propriu. Fapt remarcat la pagina 71. Merită apreciere aplicarea metodologiei științifice complexe la evaluarea factorilor de impact asupra excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, în mod deosebit realizarea investigației prin anchetă în rândul persoanelor vârstnice cu un eșantion destul de vast, ce a permis de a acumula un volum masiv de informații și a stabili ulterior anumite recomandări relatate ulterior în lucrare. Cercetarea particularităților excluziunii sociale a persoanelor vârstnice în Republica Moldova în baza modelului de regresie lineară multifactorială permite autoarei de a stabili că cu cât mai scăzut este nivelul educației, cuantumul venitului prepensionar și cuantumul pensiei, și mai rar este starea de sănătate a persoanei,
cu atât este mai mare probabilitatea de a fi expus excluziunii sociale. Cauza principală care contribuie la activitatea continuă a persoanelor vârstnice rezidă din venituri mici, nivel de trai scăzut, ceea ce este un factor specific pentru Republica Moldova. Astfel, evaluarea impactului factorilor sus menționați este un instrument util în perfecționarea politicilor publice și îmbunătățirea funcționării sistemului economic național. Capitolul 3, denumit Gestiunea proceselor excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova, are un caracter teoretic-aplicativ și în acest capitol sunt reflectate direcții și modele manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, sunt evidențiate acțiuni și metode necesare de întreprins, sunt descrise mecanisme și structuri instituționale cu contribuție majoră asupra reducerii excluziunii sociale și a prevenirii riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice. S-a efectuat o analiză a rolului organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor necomerciale, în prestarea unor servicii sociale, în crearea diferitor structuri de cooperare, coordonare și dezvoltare mai strânsă, care pot realiza acțiuni de incluziune socială activă, mobilizare socială activă a persoanelor vârstnice și pot contribui la crearea unui mediu social inovativ eficient. În viziunea autorului, marcat la pagina 115, situația perfectă privind incluziunea socială a persoanelor vârstnice la care trebuie să tindem este atunci când persoanele vârstnice sunt în siguranță materială, nu sunt supuse unor complexe de ordin psihologic, sunt sănătoase, social active, primesc asistență medicală sau socială în măsură deplină și nu întâmpină dificultăți în familie. Societatea este sensibilizată la problemele persoanelor vârstnice și le vine în ajutor. În scopul ameliorării situațiilor cu care se confruntă persoanele vârstnice, soluții optime propuse de autoare sunt axate pe mecanisme organizatorico-manageriale, mecanisme de gestiune a resurselor umane, mecanisme de gestiune a resurselor informaționale și, în complex, implementate în baza strategiei manageriale de diminuare a excluziunii sociale elaborate de către autoare și relatate la pagina 114. Merită apreciere pozitivă identificarea principiilor și metodelor de realizare a strategiei. Pentru o eficiență mai mare, autoarea menționează că trebuie să se țină cont de specificul tuturor instituțiilor și organizațiilor care vor fi implicate în activitatea de diminuare a excluziunii sociale. Și un aspect deosebit de important e faptul că trebuie să se cunoască situația persoanelor vârstnice și nivelul de excluziune socială la care este supus în momentul actual. Considerând doar educația motorul excluziunii sociale și un factor determinant al reducerii riscului excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, fapt confirmat și de rezultatele investigației prin anchete, autoarea recomandă asigurarea accesului la servicii educaționale, la formarea sau recalificarea profesională continuă, inclusiv prin dezvoltarea aplicării tehnologiilor informaționale noi, pentru a rămâne activ și competitiv pe piața forței de muncă. La elaborarea tuturor propunerilor de politici manageriale s-a considerat impactul major asupra incluziunii sociale persoanelor vârstnice, precum și asupra dezvoltării sistemului economic național integral. Concluziile științifice din teză sunt formulate și expuse bine și rezultă din conținutul tezei. Ele sunt argumentate și reflectă particularitățile situației privind excluziunea socială în Republica Moldova. Recomandările formulate sunt concrete și pot fi utilizate la elaborarea ulterioarelor politici sociale, planurilor strategice de dezvoltare la nivel național, la nivel autorităților publice locale și a organizațiilor, la revizuirea politicilor social-economice și a mecanismelor de incluziune socială persoanelor vârstnice, la evaluarea multilaterală a nivelul excluziunii sociale, perfecționarea programelor sociale și eficientizarea sistemului de protecție socială,
prevenind riscul excluziunii sociale în sistemul economic național. Obiecții cu referire la lucrare nu sunt, considerând nivelul înalt teoretico-metodologic și aplicativ al tezei, originalitatea și relevanța cercetărilor realizate în lucrare. Dar totodată vin cu niște sugestii care pot fi considerate sau nu de către autoare nemijlocit. Deci, continuarea dezvoltării și valorificării expertizei în domeniu și aplicarea la proiecte de finanțare pentru a putea elabora programe care să promoveze incluziunea socială și economică a persoanelor vârstnice, pentru că deja este o experiență formată a doctorandei. Evaluarea accesibilității educației, formării sau recalificării profesionale continue pentru persoanelor vârstnice, precum și în ce măsură aceasta contribuie la îmbunătățirea oportunităților persoanelor vârstnice și reduc riscul de excluziune socială sau în ce măsură acestea contribuie ulterior la creșterea veniturilor persoanelor în vârstă. Și o altă sugestie ar fi aprecierea contribuției sectorului privat la incluziunea socială a persoanelor vârstnice și identificarea serviciilor sociale, prestațiilor sociale, altor instrumente și acțiuni care ar putea fi preluate de reprezentanții acestui sector. Cu referire la aprecierea generală a tezii, privită în ansamblu, teza doamnei Hegei Caterina, după conținutul teoretico-metodologic și aplicativ, corespunde completamente specialității 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate. Materialul expus în teză corespunde completamente denumirii temei de cercetare. Conținutul tezei este completamente reflectat în publicații și rezumatul tezei. Rezumatul tezei reflectă rezultatele cercetării științifice incluse în teză. Sursele sunt suficiente și complet definesc cercetarea prezentată. Teza este perfectată în conformitate cu cerințele actuale ale regulamentului și ghidului CNA. În concluzie, teza doamnei Hegei Caterina cu titlul Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice prezintă o cercetare actuală și finisată. Ea conține o analiză a caracteristicilor definitorii a dezvoltării economiei în Republica Moldova și a fenomenului excluziunii sociale din punct de vedere teoretico-metodologic și practic. Concluziile sunt bine formulate și argumentate științific. Recomandările în teză sunt concrete și poartă un caracter aplicativ. Teza poate fi apreciată, iar autoarea tezei, doamna Hegea Ipaterina, merită conferirea gradului științific de doctor în economie la specialitatea 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate. Mulțumim mult pentru recenzii, doamna Levischi, și acum oferim cuvântul doctorandei ca să răspundă ambilor recenzenți la sugestiile care au fost prezentate. Vă rugăm. Vă mulțumesc frumos. Țin să mulțumesc din suflet ambilor referenți. Vă mulțumesc pentru analiza atât de minuțioasă a tezii. Referitor la obiecțiile domnului Gorca, denumirea paragrafului, au fost atâtea variante de denumire că asta mi s-a părut mai optimală din punctul meu de vedere. Dar e o variantă bună și denumirea care mi-ați propus-o. Vă mulțumesc frumos! Altă obiecție, dacă nu greșesc, a fost referitor la tabelul 3.3. Datele au fost totalmente preluate de pe BNS, ceea ce este indicat drept surse și în sursă bibliografică este indicată chiar și data preluării. De aceea, poate trebuia mai minuțios de revăzut datele, dar ca tare nu le-am calculat, le-am preluat de la BNS. Și ceea ce ține de certificatele de implementare. Deseori, ministerele dădeau doar pe echipă de certificatele de implementare, nu fiecare membru a echipei în parte, dar aportul personal poate fi văzut în acele rapoarte care au fost prezentate ministerilor, acolo este indicat foarte minuțios, chiar și paragraful, pagina,
fiecărui membru a echipei. De aceea vă mulțumesc frumos pentru sugestii, obiecții și sugestiile vor fi luate în considerare la cercetările ulterioare. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Și în continuare, stimați colegi, urmează să procedem la discuții în rândul membrului Consiliului Științei Specializat privind valoarea tezei. Eu am să profit de faptul că avem pe domnul Giovanu prezent online, deci eu să oferim lui cuvântul, primul probabil, ca să nu avem, mă rog, neșansă la licențe tehnice, dar mai întâi să întrebăm participanții din afară cu Consiliului, dacă este cineva din sală care vrea să se acumane. Doamne, cu timp doriți? Da. Da, vă rog, puteți să vedem microfon atunci. Deci trebuie și mai depisat? Da, da. Nu e Catar, vorbesc așa de tare, cum e microfonul. Bine, vorbesc oară. Nu este depisat. Deci eu pe doamna Ecaterina o cunosc din perioada când noi împreună am activat în aceeași secție. Cercetări sociale și nivelul de trai. Deci am observat la doamnă că ea vine singur cu inițiativă. Fiindcă Catar, dumneavoastră cunoașteți că în această secție lucrează fostul meu student și masterant, Ciupanu Mihail. De ce e multe noutăți când aflam despre o revistă, despre ceva nou, își plință tot timpul povesteam în secție. Și eu țin minte când a reacționat anume Katia când i-a povestit despre Euromentor și despre în câte baze de date este registrată, adică această revistă este registrată în multe baze de date. Și doamna Ecaterina deodată, adică a venit cu inițiativa, a scris articolul și în decurs de, nu acolo, bineînțeles că cu recenzent, deci în decurs de jumătate de an l-a publicat. Tot însuși doamna nu i-a omertat-o, dar ea s-a adresat la mine ca să studieze softul EViews, în care și anume și a spunem așa toate sondajele care le-a elaborat. Nu cum spunem așa, ce sondajele le-a elaborat. Deci ea pe urmă trebuie doar să cerceteze rezultatele. Și când a analizat rezultatele, deci atunci ea s-a adresat la mine și adică ei este un cercetător care vine singur cu inițiativă. Și a elaborat nu numai un model, a elaborat mai multe algoritmi. Și a verificat, și l-a testat. Adică eu nu pur și simplu, că am făcut, am primit, gata, s-a finisat. Adică este un cercetător experimentat și duce lucruri pe măcat. Asta am vrut să spun. Mersi? Da, vă mulțumim mult. Acum am să rog pe domnul Ghenadi Ciobanu. Domnul Ciobanu, ne auziți? Noi nu vă auzim, vedeți de pe microfon, așa am probabil. Alo? Da, vă auzim foarte bine. Vă auzim foarte bine și noi ca să nu riscăm să nu dispăreți, vă oferim primul moment. Vă rog. Că nu înțelegeam și nu mă pot permita, dacă urmează seama că totuși cred că nu există această conexiune. Deci îmi pare bine să asist la așa o temă și să particip la susținerea ei. Cu atât mai mult că am cunoscut-o pe doctorandă pe parcursul activității, cred că ultimilor 4-5 ani, tot timpul a participat la conferințele noastre. Și atunci o cunosc cu prezentările care le făcea. Tema, bineînțeles, că este una din cele mai complicate teme din domeniul social care există. Cu atât mai mult pentru Republica Moldova, anume partea de excluziune socială a persoanelor în vârstă. Deci la noi e foarte greu de delimitat acest segment, având în vedere că deci într-un fel sau altul putem califica pe toți, adică pe toate persoanele în vârstă, toți bătrânii le putem califica cu probleme de excluziune socială, dar aici bineînțeles că deci sunt categorii speciale care ar trebui să beneficieze de suporturi de diferite ordini din partea statului, din partea comunităților locale, din partea agențiilor economici. Ține și de reformele care s-au făcut
Republica Moldova sau care nu s-au făcut în Republica Moldova. Plus, problema respectivă de excluziune socială nu este doar deci în Republica Moldova, este, cred că, în toată lumea și în lumea persoanelor vârstnice. Doar că, din acea experiență care am avut-o eu, nu atât de mult m-am ocupat de partea de excluziune socială, dar tangențial totuși m-am ocupat, mai mult am avut preocupări legate de excluziune financiară și informațională sau digitală. Care vrem noi sau nu vrem cum se leagă și de această excluziune socială. Deci, teza, doctorand a reușit să reflecte în cele trei capitole acele obiective care și le-a pus să fie studiate, sub aspect metodologic, sub aspect științific, deci a implementat și un model econometric, deci referitor la această modelare econometrică, eu consider că este bine că noi le folosim și le aplicăm, dar cumva trebuie să, adică să această analiză cantitativă și calitativă trebuie să fie mult mai productivă, să spunem așa, pentru că noi se întâmplă așa că deci cei care se ocupă de econometrie o fac din plăcerea econometrică și a matematicii, da, și cei care se ocupă de analiza calitativă, deci mai puțin, să spunem așa, dar dacă ar fi această corelare, deci combinarea acestor cercetări, atunci, bineînțeles, că și aceste modele vor fi mult mai aplicative, vor fi mult mai multe, în primul rând, deci nu doar numai cât 2, 3 factori sau cât, dar un singur model, dar va fi, deci, un pachet de modele care va putea să calculeze și va putea să facă anumite previziuni mult mai concrete. Și atunci, bineînțeles, că aceste rezultate vor fi mai bune, inclusiv și acest model, bineînțeles că, dar iarăși, cred, nu unicul doar el, trebuie să fie corelat și cu alte modele, cu alți indicatori. Deci, partea de nivel macro este făcută, adică studierea excluziunii sociale de vedere la nivel macroeconomic pentru Republica Moldova este destul de reușită. Deci, ca propunere pentru viitor și acele propuneri de strategie la fel și alte propuneri făcute. Deci, aș propune doctorandii să se orienteze mai mult în viitor pe partea de studiere a statisticii care o avem noi, deci cu cea a Uniunii Europene, cu acea experiență și acele strategii pe care le are Uniunea Europeană, deci în aspectul excluziunii sociale, cu unele am lucrat, cu unele m-am confruntat, dar partea asta deja de analiză comparativă, bineînțeles că eu pot să vă spun că noi în România deja o facem întotdeauna, deci în toate lucrările noastre, deci ea persistă. Deci, chiar dacă poate uneori nu este foarte relevantă din punct de vedere statistică, atunci este relevantă din punct de vedere analizei calitative, al politicilor, al experiențelor altor țări, care sigur că pot fi relevante bunile practici și pentru Republica Moldova. Le cunosc și pe viu la unele proiecte la care am participat în Italia, Bulgaria, Cehia, exact pe tematica aceasta. Deci și alte cercetări care ar trebui să fie, de cum să vedem, care sunt la nivel local, la nivel de raion, de raion administrativ, care încă mai este astăzi în Republica Moldova. Deci acolo să vedem care sunt punctele tare slabe, deci care raioane sunt mai excluse, care sunt mai dezvoltate din punct de vedere economic. Deci și o altă problemă care eu, de anume, deci considerând că avem partea asta, considerăm că avem un segment foarte larg de categorii care este exclusă social, având în vedere că majoritatea specificul Republicii Moldova, că locuiesc în rural, adică în satele și în localitățile rurale din Republica Moldova, dar totodată acum avem un alt capital, deci avem, spunem așa, un capital agricol. Deci, el poate, într-adevăr, de punct de vedere financiar, el este exclus social, exclus financiar, da? Excluziunea financiară, excluziunea informațională sau digitală,
dar el poate fi desenător de 2-3 hectare de pământ sau are cotele respective. Cred că sub aspectul ăsta al dezvoltării agriculturii și al corelării cu problemele sociale, cred că e o temă și care necesită să fie rezolvată și de punct de vedere al cercetării și punct de vedere practic. Deci ca totuși să avem cât mai puțin, ca acest segment să fie cât mai îngust de excluzie social a persoanelor în vârstă. Și prin experiența europeană și inclusiv și în România, deci am văzut unele lucruri care cred că lipsesc în Republica Moldova. De exemplu, chiar aici în București avem Clubul Seniorilor, de exemplu, care este și pe sectoare și pe, la nivel de municipiu. Și alte momente, acum eu nu mi le-am notat pe toate, dar sunt și inclusiv și în experiența multor țări europene partea asta, deci plus că implicarea în viața activă a pieței muncii în acea măsură în care este posibil, adică politicile active în piața muncii pentru persoanele în vârstă. Și cred că partea asta de digitalizare ar putea salva multe probleme, deci din punct de vedere al unor consultații în domeniul medical pentru persoanele în vârstă care se află fie în rural sau poate chiar în urban, dar nu se pot deplasa. Probabil că pentru unii chiar și comunicarea asta care este la fel este importantă. Deci tema este destul de largă, deci doctorantul a reușit să pregătească lucrarea conform tuturor cerințelor. Deci teza este foarte bună, dar sigur că având în vedere că prea puțin această temă a fost studiată în multe țări ale lumii, deci, sau cel puțin cu cele care noi suntem, deci pe care noi le cunoaștem. Deci, bineînțeles că este greu să, atunci când vii cu un fel de, când ești printre primii care faci așa o temă, deci e greu să construiești, să redai toate aspectele și să toate tipurile de politici active, de strategii, de management și de dezvoltare care pot fi incluse doar într-o singură lucrare. Pe viitor o să fac încă 10 lucruri de genul ăsta prin toate cercetările pe care le va efectua, că este un cercetător format și deci se vede că îi place tema respectivă și o felicităm și conducătorul științific care știu că de o viață se ocupă cu această problemă. Vă mulțumim mult, domnule Ciobanu. Enunțați doar, vă rog, verdictul dumneavoastră final. Susțineți conferirea? Da, sigur. Susțin conferirea titlului de doctor în economie, doamnei Caterina Hegea. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că ați fost cu noi și pentru analiza deci verdictul nostru final. În măsura posibilității, rămâneți cu noi, dar tot timpul să vă permită pe agenda și sperăm noi să nu avem încă o dată deficiență tehnică. Așa, stimați colegi, aici Cătina, deja o să răspund la urmă la toți. Dacă o să fie cazul să ne răspunzi la toate evaluările, sugestiile, obiecțiile, eu propun să mergem după ordinea în care suntem în rezumat, dacă se începe. Sau, ești mai la rând, domnul profesor acolo, hai să mergem la rând. Vă ofer cuvântul dumneavoastră și ești pe partea dreaptă. Stimați colegi, da, noi nu avem regulament prin luare de cuvânt, stimați colegi, dar doriți să fim succinți la conici și să fie clar expus poziția finală. Vreau să vă spun că am citit cu mare atenție această teză, mi-a plăcut, mai ales că din punct de vedere a temei de cercetare care a fost alesă, fiindcă excluziunea socială este un fenomen care
se va extinde, va s-a menționat deja că este un fenomen multidimensional, dar să știți că aceste fațete sau dimensiuni vor deveni tot mai multe, mai multe, mai multe. Și respectiv, asta este un teren de cercetare pentru viitor. Din punct de vedere a structurii, inițial am crezut că capitolul 1 este prea mare, nu este bine, destul de echilibrată teza. Obiectivele și scopul sunt foarte bine formulate. Partea teoretică, de asemenea, a făcut referință la cei mai notori specialiști în domeniu. Bine, în măsura posibilităților, fiindcă dacă noi luăm pe toți autorii, teza scrie nu de 140, dar de 240 de pagini. Asta e. Deci și s-a ales cea mai potrivită metodă de cercetare a fenomenului. S-a ales analiza statistică, s-a ales metoda sociologică prin sondaj, s-au făcut două sondaje. Au fost destul de relevante, fiindcă din ele, realmente, noi am putut să extragem câte ceva. Și recomandările au fost ce? Și recomandările au fost de asemenea destul de relevante, actuale, care de asemenea dă posibilitatea unor cercetări perspectivă. Totodată, ca recomandare pentru viitor, când va dezvolta doamna Hege, fiindcă totuși locul ei de bază este un institut de cercetare și va cerceta această temă, eu i-aș recomanda să atragă atenție la un aspect care ține de flexibilizarea locurilor de muncă, fiind. Vedeți că noi avem o legislație nu prea perfectă și la noi formele flexibile de ocupare nu sunt prea dezvoltate. Și iată asta tot ca o recomandare pe viitor. Și al doilea moment, vă povestesc un caz, mai mulți ani în urmă, eu am făcut o cercetare axată pe incluziunea persoanelor cu dizabilități și acolo noi vorbeam despre adaptarea locurilor de muncă pentru acest grup vulnerabil. Eu aș spune că persoane cu dizabilități tot reprezintă un grup vulnerabil și de asemenea au nevoie de o mică adaptare a locurilor de muncă pentru ei. Bine, asta e un obiect de studiu al economiei sociale. Eu lucrul ăsta l-am observat chiar și în legea economiei sociale din România, 2015-2016, în zona ce a apărut această lege, unde au fost identificate toate grupurile vulnerabile și abordări diferite asupra acestor grupe. Vreau să vă spun că legea era axată anume pe problema ocupării acestor, creșterii ocupării acestor grupuri, inclusiv și persoanele în vârstă. Plus la toate, dacă noi ultimii 5-6 ani, tot mai mult vorbim despre îmbătrânire activă, noi trebuie realmente să vedem cum are loc acest proces. Și nu pur și simplu, la nivel de cercetare de oameni, trebuie să știi ceea ce e îmbătrânirea activă și cum ea contribuie la creșterea calității vieții acestui grup și mie îmi pare că iarăși este un domeniu de cercetare destul de val. În final vreau să vă spun că teza este finită, are conținut bine structurată, aparatul metodologic a fost ales destul de relevant, concluziile și recomandările au fost foarte bine formulate, respectiv eu recomand conferirea titlului de doctor în economie la specialitate 521.3 economie și management în ramură doamnei Ecaterina Hege. Vă mulțumim mult, domnule Bacolovski. În continuare oferim cuvânt doamnei profesor Victoria Trofimov. Mulțumesc, domnul președinte, onorată asistență. Deci, am avut onoarea să citesc această, să studiez această teză. Parcă îmi părea că vorbesc tare, dar oricum.
să studiez această teză și chiar am avut plăcere să asist astăzi la o analiză atât de minuțioasă și să ascultăm mai multe opinii referitor la o lucrare pe care am studiat-o cu toții. Opinia mea personală este că, dacă ne referim la actualitate temei, cred că este absolut clar pentru toată lumea că e foarte actuală, e foarte actuală în Moldova, în Europa, în toată lumea, în special în țările dezvoltate. De aceea, în acest domeniu suntem și noi în rând cu lumea, adică ne confruntăm cu aceleași probleme și una din ele fiind iată îmbătrânirea populației. Țările mai, cu un nivel mai înalt de dezvoltare au găsit mai multe soluții, nu zic că toate, nu zic că toate soluțiile, nu spun că este perfect soluționată, dar oricum au găsit suficiente soluții pentru distinderea acestei probleme, care are foarte multe aspecte. Și iată, studiind această teză, am văzut că și doamna cercetătoare, doamna Hege, putem să-i spunem cercetătoare, desigur că foarte care a studiat profund, cu grad înalt de profesionalism această temă și a încercat să-și aducă contribuția la soluționarea problemei poate cele mai acute a vârstei a treia, care este excluziunea socială, cu foarte mulți factori care o influențează. Și în acest aspect teza are o structură foarte logică, toată este concentrată asupra reflectării obiectului de studiu care a fost enunțat la începutul tezei. Și structura tezei este echilibrată în cele trei capitole care au fost prezentate. De asemenea, are multiple puncte forte ca și cercetare științifică prin metodologia care a fost abordată, prin mai multe metode care au fost implicate în acest studiu și, desigur, prin rezultatele care au fost atinse și care s-au concretizat inclusiv în acele recomandări prezentate mai multor factori de decizie care au un cuvânt de spus pe piața muncii și în politica socială a țării noastre. Respectiv, aceste recomandări fiind și documentate prin confirmările pe care le-a prezentat în teză doamna Hege. Iarăși, din discuția de astăzi și din studiul tezei, am văzut că, de fapt, o teză de doctorat este îngustă pentru a încăpea tot acel spectru de probleme și de aspecte legate de populația de vârsta a treia. Și, desigur, că în acest context există multiple piste pentru cercetările ulterioare și sperăm că doamna Hege va fi o parte din acest grup, sperăm mai multe persoane să se ocupe de aceste probleme și inclusiv să fie implicat și factorii de decizie pentru a ajunge și la soluții practice și să nu rămânem doar în area teoretică. Deci există teză, există o cercetare finisată, o cercetare interesantă, există sugestii pentru cercetări viitoare, dar pentru această etapă putem, cel puțin opinia mea, putem concluziona că cercetarea a avut loc, ea poate fi apreciată la un nivel înalt, iar doamna Hege, desigur că merită conferirea titlului de doctor în științe economice. Vă felicităm cu această cercetare și pe dumneavoastră și pe domnul conducător. Și eu mulțumesc, doamnă, pentru intervenție. În continuare, refer cuvântul doamnei doctor Adrizator de Dădăuz. Mulțumesc că după acele analize detaliate care au fost prezentate de referenții oficiali și aceste sugestii și analize care au fost
prezentate și de membrii Consiliului Științific Specializat. Urmează doar să adaug că, în principiu, sunt de acord și susțin aceste opinii. Tema tezei, într-adevăr, este foarte actuală și eu, ca specialist în domeniul demografiei și sociologiei, sunt unele aspecte ce țin de îmbătrânirea populației și excluziunea socială, deci la fel sunt, am studiat și vreau să menționez că pe parcursul de dezvoltare a societății, de schimbare a societății și pe de o parte și aprofundarea îmbătrânirii populației, aceste aspecte ce țin de excluziunea socială vor fi încă mai actuale, se adaugă și alte aspecte ale excluziunii sociale, cum ar fi excluziunea digitală în condițiile de digitalizare a serviciilor sociale, de digitalizare a economiei, acest aspect o să aibă o importanță foarte mare. În condițiile Republicii Moldova, în condițiile depopulării continue, o problemă o să apară excluziunea socială a populației vârstnice în sate care sunt în proces de depopulare rapidă și o să apară problema de asigurare încă mai acută de asigurare a accesului persoanelor vârstnice la piața forței de muncă și la diferite servicii sociale și medicale și în acest sens, într-adevăr, există o provocare foarte serioasă pentru Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura deci drepturile acestor persoane la acces la servicii, la o viață demnă. Astfel, această temă o să rămână actuală încă pentru mulți ani și dumneavoastră o să aveți un câmp foarte mare pentru cercetare. În ceea ce privește teza, susțin opinia membrilor comisiei, că este foarte bine structurată, scopul înaintat a fost atins, obiectivele formulate la fel au fost reflectate în toate capitolele ale tezei. Cercetarea empirică a contribuit la analiza minuțioasă a acestui fenomen, a fenomenului excluziunii sociale și la formularea concluziilor relevante și recomandărilor specifice. În opinia mea, deci teza ar avea de câștigat dacă ar fi fost luată în considerare diversitatea acestui grup al persoanele vârstnice și evidențierea impactului, de exemplu, cum influențează genul, grupa de vârstă, reședința în mediul urban, rural sau nivelul de educație asupra excluziunii sociale și elaborarea unor recomandări specifice pentru grupuri sociale ale vârstnicilor care sunt în cea mai mare măsură afectate de excluziunea socială sau sunt sub risc mai înalt al excluziunii sociale. La fel consider că aspectele ce țin de excluziunea digitală sau educația persoanelor vârstnice în acest sens, tot ar fi fost importante dacă ar găsi reflectare în această lucrare. La general vreau să spun că prin realizarea acestei teze, doamna Ecaterina Hegea a demonstrat că este un cercetător bine format, are o experiență destul de vastă în studierea acestei teme. Teza prezentată astăzi corespunde rigorilor înaintate de ANACEC față de acest gen de lucrare și doamna Ecaterina Hegea merită conferirea titlului de doctor în economie la specialitatea 521-03 economie și management în domeniul de activitate. Vă mulțumim, doamna Grigoruță. Pe cuvânt să fac chestii pe doamna Angela Timuș. Onorată asistență, îmi voi expune foarte succint opinia asupra noutății științifice, valorii teoretice și practice acestei teze, susținând demersul la toți cei care au vorbit anterior despre importanța, calitatea și eminența acestei teme la nivel național,
cu privire la teoria economică pe care a abordat-o doamna pretendentă în această teză. Ea este una relevantă, se vede foarte clar cum a făcut cercetarea, cum și-a construit linia de studiu teoretic și și-a argumentat zona proprie de cercetare. Privind valoarea practică a lucrării și noutatea științifică, susțin tot ce a spus, dar vreau suplimentar să menționez că aceste rezultate nu sunt doar niște rezultate care au început într-un demers sau într-o cercetare de doctorat. La această lucrare suplimentar s-au anexat de către doctorandă 7 certificate de implementare. Eu, pentru că cunosc foarte bine cum a fost studiată și cum a fost transpusă din cercetarea ulterioară în această teză de doctorat rezultatele Caterinei Hegea, doar menționez că aceste certificate sunt datate începând cu 2014, 15, 16, 17 anual și ele sunt făcute în baza unor cercetări separate solicitate de către Ministerul Economiei, Ministerul Economiei a Republicii Moldova, da, 2015, de exemplu, Federația Națională a Sindicatelor din Moldova, Confederația Națională, iarăși, a Sindicatelor din Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a Familiei în 2014. De fiecare dată, în aceste certificate se regăsește Ecaterina cu componenta ei de cercetare care se referă la excluziunea socială pe diferite dimensiuni. Asta este o dovadă al lucrului practic și a valorii practice, a noutății care ulterior sunt regăsite și în alte documente de politici, chiar ultimul certificat de implementare menționează implementarea unei cercetări, evaluarea tendințelor și elaborarea recomandărilor privind perfecționarea politicilor de reducere a sărăciei în Republica Moldova, o cercetare solicitată de Ministerul Economiei și Infrastructurii în 2017, la care a participat Ecaterina. Sunt niște argumente care fortifică această lucrare, îi dă o notate nu dimensionată doar pe segmentul de cercetare, dar și pe parcursul activității profesionale ca cercetător a Ecaterinei. Și încă o dată dovedește că Ecaterina este un cercetător format, deține aparatul științific care îi permite să studieze din diferite aspecte tematica pe care o abordează de câțiva zeci de ani, 10 și mai mulți ani. Lucrarea a fost construită corect, organizată conform structurii care este recomandată de către ANACEC, are un scop, un obiective care sunt ancorate la acel scop și care vine să reflecte pas cu pas noutatea științifică, recomandările sunt pertinente, relevante, lucrarea este o lucrare finalizată, această lucrare științifică este susținută și de 11 lucrări publicate de către Ecaterina în diferite diverse conferințe, reviste științifice, dar și contribuția la o monografie colectivă realizată împreună cu conducătorul științific, ceea ce este o necesitate pentru a obține gradul științific, dar și o caracteristică, da, care trebuie să obțină un cercetător științific sau o competență, abilitare. Am uitat acum. Deci, ceea ce trebuie să facă un cercetător științific ca atare. Eu susțin acest demers și consider că Ecaterina este un cercetător științific format și merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitatea 521.03. Economie și management. Economie și management, Abramov. Da, mulțumim mult, mă scuze, științific, mă scuze, însă fac și o mică totalizare, mai ales în cum e faptul că avem evaluările referenților, avem majoritatea fiindor membrilor Consiliului. Înainte de a enunța deci,
puncte. Vreau să menționez doar un singur lucru, că ca și unii membri ai Consiliului, deci prezența aici, o cunosc pe doamna Hege, din momentul când a fost angajat la institut. Aș conducător de tot ce o cunoaște, și eu tot de atunci, și doamna Gregor, și doamna Timuș. Și a fost tot timpul antrenat în cercetarea asta, domeniul ăsta. Eu, în genere, o să menționez că eu uitându-mă la Consiliul nostru și la referență, mai acum mi-am dat seama, de fapt, asta este cam mâna asta de oameni, așa, în pleu, care sunt cei mai, cumva, așa, versați, cei mai vizibili în domeniul cercetărilor sociale, vieții muncii, problemelor tinerilor, bătrânilor și așa mai departe. Așa că eu aici mă bucur foarte mult că în rândurile acestea s-a mai dezvoltat între timp cu suportul conducătorului științific, cu suportul mediului științific în care s-a format încă un produs al nostru. Spun comun, domnul Rușco, să nu vă spara de aia dumneavoastră, dar nu este comun, pentru că este bine când în ziua de astăzi se nască așa noi cercetori și că ăla trebuie mai și mai este așa într-un domeniu mai deficitar, pentru că economia și managementul ramurilor are mai multe direcții, mai multe ramuri, dar în domeniu este mai puțin și asta mă bucur foarte mult. Doi, a fost permanent un cercetător foarte activ pe dimensiunea, deci, vizibilității cercetărilor sale. Deci le-a aprobat și le-a validat conferințe, concursuri, a fost și bursiera guvernului, a fost și bursiera, cum s-a menționat, Federației Mondiale a Savanților. Deci aceste rezultate treptate au fost testate, validate. Și într-un final mi s-au adus pe masă sub formă unei teze, așa, bine coagulate, conturate, în formă cerințelor, chiar că, deci, noi am remarcat cu toții, da, tipul, deci, gradul de noutate științifică, contribuțiile sale, este o teză, așa, clasică, ordinară, din trei capitole, cu noutate, metodologie, expusă, deci, aprobările care au fost deci, făcute până acum, toate se menționa și nu le regăsim aici. Este plauzibil creditul de colegii au remarcat, deci, sondajele, aparatul econometric, mai mult partea asta predictivă. Eu vreau să spun că este foarte plauzibil că cercetătoarea a încercat să îmbogățească literatura științifică și cu contribuții teoretică nouă. Deci, faptul că mi-a pus așa am văzut o definiție așa destul de interesantă și mare pentru excluziunea socială, mai puțin ne-a să încearcă să dea concepte noi, deci definiții noi și este bine că în urma unui polemici așa cu literatura de specialitate care există, dumne ei, ne-a îmbogățit literatura de specialitate și cu o definiție nouă. Dincolo de faptul că a conturat strategiile, a conturat factorii care duc la excluziunea socială, a conturat principalele aspecte ce țin de implementarea politicilor manageriale, pentru că până la urmă, așa că am menționat doamna Gregoru, sistemul va fi foarte actual, atât timp cât doamna profesor, cât să jos facem să îmbătrânim sau... Eu mă duc aminte la un forum la Istanbul, ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucescu, participa acolo și era pe problemele îmbătrânirii demografice. Nu îi spunea, chiar în toate țările, noi credem acum și facem ministerul, tineretul și mai departe. Noi legat pe zrângem că să facem ministerul îmbătrânirii. Și s-a exprimat, de fapt, într-o formulă în care a vrut să descarce așa atmosfera aceea serioasă care acolo era. Dar într-adevăr, dacă stăm în cont de fapt cum noi astăzi ne dezvoltăm, care sunt tendințele și care sunt ritmurile de creștere a populației, eu știu, tineri sau de muncă, vis-a-vis de modul care decurge viteza îmbătrânirii populației, atunci, într-adevăr, noi trebuie să ne gândim foarte bine. Cum această lume, cum această parte a populației, să o menținem cât mai activ,
că ei continuă și să dea și o valoare adăugată în continuare, dar și să primească și o anumită, nu știu, satisfacție, probabil, poate stat în... Pentru că e clar că nu le poți da toate munce, nu le poți integra toate domeniile, dar acolo unde s-ar putea păstra să referim toate premisele, condițiile ca ele, ca ele să se dezvolte. Și eu acest lucru îl regăsesc și în, și în propunerile și în recomandările care sunt date, inclusiv diferitor factori de, de decizie. Așa că și prezentarea de astăzi a fost destul de interesantă, bine structurată. Cercetătoarea doctorantă, doamna Teie, ne-a răspuns și la întrebări, ne-a dat dovadă că cunoaște domeniul în care s-a implicat și a studiat. A fost destul de activă pe parcursul acestor ani, așa prezent la diferite conferințe, are publicații științifice, certificate de implementare. Așa că, cu siguranță, putem confirma și putem susține și la rândul meu sunt de părere că noi nici de cum nu am dat greș, dacă îi conferim astăzi titlul științific de științe economice. Mai mult de atât, am observat că multe întrebări care au fost date și acolo perspective, nu este mai că o să le țină cont în activitatea ulterioară. Așa că aici s-au mai deschis și niște linii așa noi pe frontul de lucru. Va contura încă o dată o școală științifică în domeniul dată și mai bună și eu profit și de faptul că suntem online, să ne audă toți, conducătorul științific și are meritele țară, domnul Roșco și doamna Hegel, asemenea, și are meritele țară. Eu susțin plenar această lucrare și conferirea titlului doctor în științe economice la acest cercetare ce am zis 2023, economie și management în domeniu și Ramuș. Nu, așa. Stimați colegi, acum eu am să rog pe doamna secretar și să ne dea citire la partea de hotărâri cu privire doar la noutatea și valoarea științifică și practică rezultatelor. Doar la această parte, după care noi să ne retragem în procedura de votare. Cum doriți, noi am făcut cunoștință între timp proiectului de hotărâri. Puteți să vă limitați la principalele aspecte, dar ele se vizeze în partea aceasta de noutate și evaluarea științifică și practică a rezultatelor. Stimați membri ai Consiliului, urmează să examinăm proiectul de hotărâre. El este expus pe 4 pagini. În acest proiect s-a constatat susținerea publică a tezei de doctorat, care are o structură, după cum a menționat și o metodologie, după cum au menționat toți cei prezenți, conformă. Noutatea științifică trecută în acest proiect de hotărâre constă în dezvoltarea și fundamentarea științifică de către autora anuțiunii și de excluziune socială a persoanelor vârstnice. Poate îmi citesc. Ea corespunde cu teza, dacă sunt observații altele decât. Deci, valoarea teoretică și practică, iarăși, ea corespunde cu ce este în teză și rezumat, dacă sunt observații. Pentru că s-a menționat, suntem în Europa și depășim, o să fim pedepsiți. Încălcăm codul muncii. Deci, dacă sunteți de acord, o să rămână așa cum este. Rezultatele obținute care contribuie la problema științifică importantă constă în abordarea de punct de vedere teoretic și metodologic a dimensiunii economice și manageriale a excluziunii sociale, a persoanelor vârstnice și a factorilor de impact care influențează acest fenomen, ceea ce a determinat necesitatea elaborării unui model tip managerial de politici care permite diminuarea excluziunii sociale a acestei categorii de persoane. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în 11 lucrări științifice, în total 10 între 35 poli de autor. Aprobarea rezultatelor este prezentată prin proiectele de cercetare în care a fost valorificată și această teză. Sunt menționate 3 proiecte de cercetare implementate în cadrul Institutului de Cercetări Economice. Institutul Național de Cercetări Economice,
La fel, în proiect este inclusă și bursa în care și-a valorificat o parte din rezultate Federația Mondială Savanților, timp de un an de zile, Caterina a obținut și a cercetat această temă. În rezumat, în proiect sunt indicate certificate de implementare la care m-am referit. Rezumatul la teză de doctorat politici manageriale de diminuare a incluziunii sociale a persoanelor vârstnice este succint, prezintă cele mai valoroase și sugestive rezultate, corespunde conținutului tezei de doctorat. Rezumatul la tema tezei este elaborat în conformitate cu cerințele ghidului și hotărârea, care o să citim ulterior. Ok. Noi avem de fiecare dată, știți, scenarii diferite. Înainte era proiectul hotărâri integral după procedură de votare, acum citim doar partea de constatare, după care noi ne retragem într-un birou separat pentru votare și includem votul în, deci, partea de vot în, partea finală deja hotărâri. Deci, la acest moment, propun atunci să procedăm puțin invers, mai ales că aici nu avem un motor inscrit. În cazul susținerii publice online, conținutul acestei anexe cu scenariul adică se va adapta la condițiile impuse de desfășurare online la ședință. Eu propun invers pe mas colegi să rămână aici doar membrii Consiliului. Așa, stimați membrii Consiliului, stimați referenți, participanți la ședință, vreau să vă informez că urmare dezbaterilor pe care le-am avut, am semnat procesul verbal a ședinței. Așa. Procesul verbal al ședinței în vederea conferirii titlul științific, doctor în științe economice, societatea 5.2.1.0.3, economie și management în universitate, doamne Hedie Caterina, în baza susținerii publice a tezii de doctor în științe economice cu titlul politici manageriale de inovare, excluziunii sociale, persoanelor vârstnice. Prezența la vot 6 membri ai Consiliului s-a votat pro 6 contra 0. Și, respectiv, în partea de, final a hotărârii, o expunem în felul următor. Deci, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe economice a doamnei Hedie Caterina, Consiliul Științific Specializat 10.521.03.24.12 din cadrul ASEM, în prezența 6 membri, a votat în felul următor. Pro 6, împotrivă 0. Referenții oficiali au dat avizie pozitive. Și a solicitat, respectiv, conferirea primul punct, și a văzut cum da solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de astăzi. Urmează această hotărâre acum să o aprobăm toți, să o votăm toți, inclusiv și referenții și membrii Consiliului. Cine este pentru? Vă rog să ne spunem prin vot. Domnul Ciobanu, vă vedem, mulțumim foarte mult. Toți pro. Și acestea, fiind spuse, oferim cuvânt doamnei Hedie Caterina pentru așa, cuvânt de final, în felul în cadrul ședinței de astăzi, dar e din cuvântul ăsta. Să vă arăt toți. Cinste, vă mulțumesc tuturor pentru analiza tezei mele, pentru timpul care l-ați acordat, pentru sugestiile făcute, obiecțiile care mi-au permis să perfecționez teza, să fie mai bună. La fel vă mulțumesc pentru încurajare, pentru cercetările ulterioare. Vă mulțumesc să fiți. Succes! Felicitări, Caterina, cu titlul conferit și îți dorim mult succes în continuare. Mulțumesc, colegi, de clar, ședința închisă.